Dragilor, da, ne adunăm. Salutare, bine ați revenit. Bine v-am regăsit la voice-ul nostru din fiecare zi de joi, de la ora 20. Și, cum spuneam astăzi, ca și temă de discuție, am zis că să discutăm un pic pe tema ETF-ului care a început să se tranzacționeze de marți. Adică avem 2-3 zile, astăzi este joi, marți, miercuri, joi. Este a treia zi în care ETF-ul pe Ethereum se poate tranzacționa pe spot. Așa cum am menționat încă de pe la începutul săptămânii, cred că mă așteptam să vedem o, nu neapărat o evoluție extraordinară când vine vorba de ETF-ul pe Ethereum. În prima zi am avut un volum de peste un miliard. Volum de tranzacționare, să ne înțelegem, să nu înțelegeți greșit că au fost doar achiziții. Volum de tranzacționare, adică vânzări și cumpărări. Grosso modo am rămas în prima zi, cred că cu vreo 100-130 de milioane, dacă nu mă înșel. A rămas totuși pe plus, ca să spun așa. Este clar că stătea mult mai bine dacă nu era pionul negativ acolo, să zic, pe care eu l-am specificat, v-am zis încă din l-am specificat încă în videoclipul pe care l-am postat luni pe YouTube, după care am postat și un tweet. Și am spus foarte clar că acolo avem un jucător, să zic așa, care ne va încurca, iar acesta este Grayscale. Scenariul pe care l-am văzut în ianuarie, în 10 ianuarie, când s-a aprobat ETF-ul pe Bitcoin, nu neapărat s-a repetat pe Ethereum, dar se repetă la o scală mai mică, ca să spun așa. Atunci am avut o cădere mai mare. Bitcoin a suferit o cădere, cred că de vreo 20%, dacă nu mă înșel. Ethereum nu a suferit atât de tare, chiar dacă s-a vândut mult mai mult Ethereum decât s-a vândut Bitcoin. Adică mi se pare că Grayscale a vândut undeva în prima zi undeva la 5% din ceea ce deține, dacă bine țin minte. Și cred că vânzarea asta va continua la Grayscale. O să o vedem încă câteva zile, o să o vedem continuă. Stați să vedem dacă găsesc, că nu am apucat să mă uit dacă găsim ETF Ethereum spot inflow outflow. Pentru că pe Bitcoin am un site unde văd treaba asta, dar pe Ethereum încă nu am văzut. Și nu știu dacă găsim neapărat, dar pe Bitcoin am găsit, pe Ethereum încă nu am găsit nu știu dacă este făcut. Spot on chain, stați o secundă să vedem. Unde este Bitcoin inflow și outflow? Bitcoin spot inflow. Cred că mi-a CryptoQuan sau de la The Block. Nu, aveam un site, dar uite că în momentul de față îmi scapă. Și chiar dacă l-am să fie pe CoinGlass cumva. Nu. Incredibil. Nu mă ajută cineva. Am site-ul ăla și uitați-vă că am un lapsus acum, efectiv nu mai găsesc site-ul în care văd intrările și ieșirile pe Bitcoin ETF inflow outflow. Gata, l-am găsit. Bitcoin and Ethereum. Ia uitați-vă că au apărut și pe Ethereum. Haideți că vă pun, ca să vedeți despre ce vorbesc, o să vă pun o imagine în chat, ca să vedeți totuși cum stăm pe parte de Bitcoin. Așa, control C, și să vă pun și vouă în chat, să puteți să vă uitați la ea, ca să vedeți ce intrări avem pe Bitcoin. Și în același timp, haideți să ne uităm ce avem și pe Ethereum. 1, 2, 3, 4, ca să vorbim pe date. Asta e una. Și ce vă pun acum este pe Ethereum. Așa. Bun, și haideți să o luăm un pic în ordine. Da, stați că mă uit pe chat cu voi, că poate mi-e mai simplu așa.
Deci, în momentul de față, vedem, ieri am avut, probabil că unii dintre voi știți deja, după vreo 12 zile consecutive de inflow în piață, adică de bani care au intrat în Bitcoin spot, ieri am avut prima zi negativă, ca să spun așa, unde în momentul în care s-a tras linie, am avut mai multe ieșiri din Bitcoin ETF spot decât intrări. Dar văd că nu ieri, alaltăieri, pardon, că astăzi suntem în 25. Alaltăieri, în 23. Ieri deja vedem că piața oarecum și-a revenit. Până la urmă am încheiat cu un plus de 44 de milioane. Pentru 25 văd că încă nu avem un update la piață. Dar ce ne interesează pe noi? În momentul de față ne interesează să vedem ce se întâmplă pe Ethereum. Deci, marți, în data de 23, am avut prima zi în care ETF-ul pe Ethereum a început să fie tranzacționat. Cum vă spuneam, am avut o ieșire și vedeți și voi acolo în imagine cu roșu. Am avut o ieșire masivă de 484 de milioane de la Grayscale și cu toate acestea, toată această ieșire a fost acoperită de intrările pe care le-am avut. Gândiți-vă că dacă nu aveam această ieșire de la Grayscale și dacă scoatem din schemă, avem așa 7,5 milioane, 207 cu 200, 470, 550, 560, 570, vreo 580 de milioane de dolari. Ceea ce nu era rău, dar totuși este destul de bine că am avut un volum de tranzacționare de peste 1 miliard. Revenind la ce vă spuneam mai devreme, nimic ieșit din calcul, nimic ieșit din comun. Sunt lucruri la care cred că marea majoritate dintre cei care stau cât de cât în piața asta și încearcă să o înțeleagă cât de cât se așteptau. Grosomodo, poate că mă așteptam chiar un pic mai, să stăm un pic mai rău. Eu am zis că m-am declarat destul de mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în prima zi. Este clar că ce vedem acum, pe ieri, astăzi suntem în 25, da, pe ieri deja am avut un minus pe spoturile Ethereum. Interesant de văzut ce se va întâmpla astăzi. În condițiile în care piața este așa cum o vedeți și voi, este foarte greu să reziste la niște vânzări consecutive și vânzări masive din partea Grayscale. Dacă ne uităm în data de 23, avem 480 de milioane de dolari ieșire din Grayscale. În data de 24, adică ieri, am avut încă 300 de milioane. Na, în ritmul ăsta sperăm totuși că în decurs de, nu știu, o săptămână, două, să scăpăm cumva dacă Grayscale își menține același ritm de vânzare. Sperăm totuși să scăpăm de toată țigănia asta cu Grayscale. Pentru că vă spun, ideea este că în momentul în care, dacă nu era Grayscale, nu zic neapărat că acum mergea all time high, valori mari, chestii de genul ăsta, nu, dar totuși era un alt sentiment în piață. În momentul în care vedeai că intră foarte mulți bani în ETF, că până la urmă au intrat aproape 600 de milioane de dolari în 23 iulie, ceea ce nu este deloc puțin. Dacă se vedea continuu la fel cum am văzut și vedeți acolo pe Bitcoin pe ultimele 12-13 zile când au fost doar intrări, doar intrări, doar intrări, vine și îți dă un sentiment de siguranță, vine și îți dă o senzație că lucrurile se mișcă bine în piață. Acum, în momentul în care vedem că în prima zi am avut totuși plus, în a doua deja e minus, este clar că toate știrile și din media și la asta vin și zic, băi, ok, am mai încheiat încă o zi, dar uitați că este totuși pe minus. Și puțină lume se uită că din toate fondurile astea de investiții care au în momentul de față un ETF pe Ethereum și sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Din 9, doar una singură vinde. Restul celelalte cumpără permanent. Acum cumpără de valori mai mari, cumpără de valori mai mici, este irelevant. O altă chestie la care eu m-am uitat și totuși m-a bucurat a fost faptul că nu am văzut ieșiri masive din Bitcoin, știi? Pentru că se vehicula la un moment dat și ideea că, băi, poate că lumea o să treacă un pic din să-și rebalanceze cumva portofoliu și să aibă și Bitcoin și Ethereum și că poate o să vândă din
spotul de o să vină din Bitcoin ETF și să mai cumpere și Ethereum. Dar am văzut totuși nu am văzut o ieșire atât de mare. Până la urmă discutăm de 78 de milioane în data de 23 și deja în data de 24 am avut suntem iarăși pe plus. Într-adevăr, dacă stăm să ne uităm pe date, vedem că mai ales pe ziua de ieri am avut doar două fonduri, ARK Invest și FBTC, ăsta nu mai știu de la cine, de la Fidelity cred că este. Da, Fidelity și ARK Invest sunt cele care au achiziționat, în schimb Grayscale vinde în neștire. Ăsta vinde și Bitcoin și Ethereum. Da, ăsta este cel care ne încurcă destul de tare. Da, la un moment dat eu cred că o să îi se termine și lui muniția și mai devreme sau mai târziu lucrurile se vor regla. Ok, acum dacă stăm să ne uităm un pic pe piață și mă uitam, o să vedeți o privire mai, cum să zic așa, mai ușoară, mai de ansamblu. O să o vedeți dacă vă uitați, de exemplu, pe Crypto Bubble, unde aveți acele bulinuțe multe cu monedele și cu creșterile. Acolo vă puteți da seama foarte repede cum arată piața per general. Pentru că dacă merge pe CoinGecko sau pe CoinMarketCap, e ok, trebuie să stați, să vă uitați la fiecare dintre ele. În schimb, dacă mergeți pe CryptoBubble, bănuiesc că fiecare dintre voi știți deja despre ce vorbesc, dar vi le pun în chat pentru cei care nu știu, să vedeți cum arată. Și aici puteți să vă faceți o imagine mai rapidă, să zic, a pieței în momentul în care vă uitați voi. Ce v-am pus eu acum pe chat este pe daily, adică este cum arată piața pe ultimele 24 de ore. În schimb, dacă mergem în partea de sus și selectăm pe o oră, adică ce s-a întâmplat în ultima oră, uitați-vă că piața arată complet diferit. Adică din roșu complet avem doar câteva proiecte care au rămas pe negativ. În ultima oră piața a început să devină un pic mai optimistă. De ce? Nu am apucat să mă uit, probabil pentru că nu știu, mâine cred că avem ceva date, dacă nu mă înșel. Mâine avem niște date care se publică. Stați o secundă, ce avem? FedWatch. Cred sau sisteme. Nu asta mă interesa până la urmă. Ce avem mâine? Nu avem CPI-ul mâine. Ce avem mâine? Mâine avem ceva date importante care se publică. Și GDP-ul mâine. Foarte posibil. Numai o secundă să văd calendar economic. Ăsta e, cred că. Mâine este, dar nu mă interesează country, mă interesează doar Statele Unite. America. Save. US. GDP-ul, da. Da. Avem așa, GDP-ul, Gross Domestic Products în traducere liberă. Forecast 2,6, consensus 2,6. Înainte a fost 3,1. Da, e. Și mai avem mâine. Mâine iarăși este o chestie importantă pentru că avem datele legate de șomaj. E o chestiune care contează când vine vorba de a reduce sau nu rata dobânzii. Rata șomajului este luată în calcul și dacă bine țin minte, cred că datele de dinainte au arătat un pic mai rău, adică mai multe persoane sunt în căutare de muncă, mai rău din punctul ăla de vedere, pentru că din punct de vedere al Fed-ului e mai bine. Pentru ei, în momentul în care lucrurile arată un pic mai rău în piață, atunci este momentul în care ei trebuie să vină și o să umble la rata dobânzii. Unemployment-ul a fost astăzi. Cum? Unemployment-ul a fost astăzi. Nu, este pe... A fost deja astăzi? Unemployment-ul este 235.000. Da, suntem pe 25 iulie. Și cum au ieșit? 235 versus 237.
Forecast-ul era 237 și 235. Nu, văd că forecast-ul era 247, consensus era 238 și a ieșit 235. Da, era bine să fie și mai mare un pic, știi? Era bine să fie și un pic mai mare, să fie mai mulți care își caută de lucru. Dar, na, e cât de cât rezonabil, zic eu. Și atunci mâine Friday avem core PCI, da, într-adevăr. Asta e. Bun, revenind. Ce trebuie noi să înțelegem în momentul de față este că piața se află într-un moment în care nu se întâmplă foarte, foarte multe lucruri. Da, pot să înțeleg, este plictiseală, multă lume nu mai are răbdare. Văd că multă lume nu mai are răbdare. Multă lume deja caută, se uită la proiecte, că nu cresc, că nu evoluează, că sunt scammer, că nu sunt scammer, că mă uitam la partea de Navi AI, în care am văzut că, nu știu, eu am cumpărat, nu mai știu câte licențe am cumpărat la momentul respectiv. Ideea este că legat de proiectul, am înțeles că echipa a avut o problemă, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar din ce am văzut, oamenii au revenit. Habar n-am cum va evolua proiectul mai departe, dar vă spun că nu are sens să vă panicați încă de pe acum și să vă supărați pe anumite lucruri care nu știți cum vor evolua în viitor. Eu cred că în momentul în care ar trebui să ne supărăm, să ne enervăm pe un proiect, în momentul în care am văzut că proiectul ăla dat rău, brac, sau a plecat cu banii. Să stați să presupuneți dinainte doar pentru că au niște probleme, nu știu dacă vă ajută la ceva. Până la urmă, oricum, este destul de greu să influențăm noi cu ceva lucrurile astea, adică foarte dificil să stai să mai vii să mai intervii tu cu ceva. Pentru că ați văzut, de multe ori dacă te duci și scrii în Discord sau scrii pe Telegram sau asta, dacă ești un pic mai acid, să spun așa, instant ești banat, după care nu mai poți să afli informații sau stai să cerșești din altă parte să-ți dea informații. Eu nu zic că proiectele nu trebuie luate la rost. Nu zic că nu trebuie întrebați. Unii sunt într-adevăr extrem de sensibili și nu pot să-i întreb de nimic. Dar vă spun că nu vă ajută foarte tare dacă mergeți să vă vărsați nervii în momentul în care stați să presupuneți un lucru. Păi au avut ceva probleme, am văzut că au revenit destul de repede. Au reușit, mi se pare că au și schimbat contractul, dacă nu mă înșel. A primit cineva token de lei, în afară de cei cumpărați din IDO. Nu, așa e? Că mă uitam. Nu, stai că vreau să mă uit acum pe Phantom să vedem dacă am primit ceva. Nu au intrat încă, nu e o distribuit. Nu au distribuit, așa e? Nu. Doar pe cei care au cumpărat. Deci doar cei care au cumpărat, cei din IDO. Exact. Nu, să fie sănătoși, măcar cineva a primit. Stăm și... Nu ea valorează nimic. Da, era foarte greu. Adică în momentul în care ai venit și ai dat fail, în momentul în care te-ai listat sau ai făcut o chestie de genul ăsta, este foarte greu să-ți revii în preț după ce s-a făcut atât de mult fad. Da, este foarte greu. Foarte, foarte greu. Foarte. Da, cred că va dura. Va dura ceva timp pentru ca lumea să se uite, pentru că știți că în cripto lucrurile se uită foarte repede. În fine, ce vreau eu să subliniez este că în momentul în care v-ați alăturat în piața asta, eu cred că fiecare dintre voi știți sau ar fi trebuit să știți că mare parte din ceea ce dețineți voi la un moment dat se va duce la zero sau proiectul va da rug-ul sau va dispărea sau va... Deci să nu vă mirați. Nu o să terminați bull market-ul cu toate proiectele pe care le aveți, cu toate să le vindeți pe profit sau să... Nu va exista așa ceva. Decât dacă v-ați limitat și ați cumpărat doar Bitcoin și Ethereum. Atât. Deci dacă le-ați cumpărat doar pe astea două, într-adevăr sunt șanse mari ca în full bull market, dacă vă decideți să vindeți, într-adevăr să nu fiți pe zero și să vindeți pe profit. În rest,
orice altceva ați cumpărat din piața asta, să vă așteptați că vă treziți a doua zi și proiectul ăla poate este dispărut. Să vă treziți a doua zi și poate să vedeți o lumânare din aia roșie care v-a spart laptopul de-a dreptul și v-a rupt tastele sau telefonul. Pentru că sunt lucruri normale și sunt lucruri normale, greșesc. Nu sunt lucruri normale, sunt lucruri care se întâmplă frecvent în piața asta. Și atâta timp cât v-ați setat niște lucruri de genul ăsta, nu o să vă mai surprindă câte o chestie de genul unor proiecte care au avut destul de multe, care au avut probleme sau care au venit și au plecat cu banii a doua zi. Eu le-am trăit deja pe pielea mea de atât de multe ori, sunt atât de multe proiecte la care am pierdut banii, dar într-adevăr sunt și proiecte la care am făcut bani. Am zis-o în nenumărate rânduri. Până la urmă, important este că în momentul în care tu ai tras linie, să vezi că lucrurile sunt cu plus în față. Acum că plusul ăla este atât de mare cât se te-ai așteptat, cât se așteaptă fiecare, este mai mic sau nu știu, este o altă discuție. Dar cel mai important este că în momentul în care am decis să ne marcăm profiturile și am decis că ok, am participat în piața și că am vrea să ies un pic de acolo, sau în momentul în care vedem că intrăm în bear market și se confirmă că este acel bear market, noi să tragem linie și să vedem, bă, ok, a început bear market-ul, eu am reușit în acest bull market totuși să marchez profit și să ies pe plus. Eu asta îmi doresc de la piață. Păi nici Ethereum nu merită ținute la sfârșit de bull. Vândute și cumpărate din nou în bear. Chiar dacă sunt cele mai sigure. Da și nu, Sorin. Eu îți mai spun încă o chestie. Într-adevăr, nici Bitcoin, nici Ethereum și nici un alt proiect din piață, la fel cum nici o altă acțiune de la Apple, de la Tesla, de la adică. Uite-te cât au scăzut. Uite-te cât au scăzut din bull-ul trecut și Ethereum și Bitcoin. Cât au fost cele mai joase all-time low. Dacă le vindeai la all-time high și le cumpărai din nou la all-time low. Da, dar asta, Sorin, nu fiecare ciclu. Nu avem niciodată garanția că ciclul se va repeta și că va arăta la fel. Ok, într-adevăr, până acum așa ne-a demonstrat. Dar eu îți mai zic altceva. Okay. Când, unu, nu știi când este bull market-ul. Probabil că unii o să zică, bă, 100.000. La 100.000 eu mi-am vândut Bitcoin. Ok. Păi, cum ai zis și tu, când considerăm că se cam termină totul, nu, da. Top nu ne merge niciodată. Corect. Legat de, eu mă refeream strict la Bitcoin și la Ethereum. La altcoin-uri, vă spun sincer, în momentul în care o să văd că piața, în momentul în care o să consider eu, pentru că 100% nu o să știu că am prins sau nu am prins topul, decât în momentul în care intrăm în bear market. Acolo să-mi dau seama dacă și pe ce proiecte am reușit să prind topul sau nu. Dar în momentul în care consider că suntem în top sau aproape de top sau nu știu, ceva similar, este clar că nu o să mai păstrez, cred că, niciun altcoin. Efectiv, nu o să mai păstrez niciun altcoin. Mă repet, mă refer la a nu păstra un bag foarte mare, pentru că pe unele proiecte bune întotdeauna o să păstrez un, nu știu, 20-25%, să zic, pentru niște surprize ieșite din comun. Pentru că vă dau un exemplu. Hai să zicem că luăm momentul de față, nu știu, ce-mi vine minte, ieri că făceam analiză cu Cristi, Polsul de la Polka Starter. N-are nicio legătură, că e, în momentul de față e undeva pe la 0,29, adică e vai steaua lui din punct de vedere preț. În schimb, e un preț bun de acumulare, dacă mă întrebați pe mine. În fine, trecând peste. Presupunem acum că am luat Polsul la 0,29. Vine bull market-ul, participăm și la proiecte cu el, ok. Polsul se face 2, 3, 5, 7 dolari, cât s-o fi făcând el. Hai să zicem 3 dolari ca să nu fie un 10x de aici înainte. Eu personal, dacă am o medie în momentul de față pe, nu știu cât o fi media, 0,3, 0,5, în fine, la 2 dolari am un 4x, da? La 6 dolari am un cât e? La 6 dolari de la 0,5 am un 6x, da? Ei, în momentul în care eu o să văd că este la 3 dolari, să zic,
nu mă interesează să vând polsul la un anumit prag de preț. Adică eu nu vreau să-mi stabilesc acum, de exemplu, că vreau să vând pols la 3 dolari sau la 5 dolari. Pentru că haideți să facem și vă spun și de ce nu-mi fac. Pe unele dintre ele am un plan, să zic, în cap, dar nu stau neapărat 100% să zic, băi, eu doar acolo vând. S-a întâmplat și mi-am luat-o peste nas de nu știu câte ori, când am zis, bă, vând doar la prețul ăla. Nu, este complet greșit. Până la prețul ăla, în primul rând, trebuie să stabilești un preț, să zic, care te mulțumește, da? Și să zicem, bă, mă mulțumește 4 dolari la pols. Ok, dar dacă vedem că piața deja este supra încălzită, cum overheated, cum se spune în engleză, da, în română vine supra încălzită cumva. Vedem că este nebunia, euforia din piață, toate au luat o razna. Bitcoin nu este 150.000 sau cât o fi el la momentul respectiv. Și polsul nostru, nu că nu s-a apropiat pe la 4 dolari, tot pe la 1 dolar. Eu vă spun că nu are sens să mai stați să așteptați acel 4. Pentru că ăla, probabil că cam atâta mai poate proiectul respectiv. Acum că discutăm de Chainlink, că discutăm de Avalanche, că discutăm de Elrond, că discutăm de ce proiect vreți voi. Am văzut multă lume care zice, băi, nu, eu o să vând Elrond numai la 500 de dolari sau la 300 de dolari. Ok. Și dacă Bitcoin este 200 de mii, dacă Solana a apucat să ajungă 600 de dolari, 700 de dolari, vedem că piața a nebunit și Elrondul stă tot pe la 100 de dolari. Nu știu, zic, Doamne ajută să meargă în 1000, mi-aș dori să facă cât mai mulți milionari în România Elrondul. Că doar nu de la mine ea. Și m-aș bucura și eu pentru că am și eu Elrond. Dar mi s-a părut că mie mai simplu să vă dau un exemplu cu el, pentru că marea majoritate, multă lume din România îl deține. Ok, deci presupunând că toate au luat o razna și Elrondul nu a apucat să crească atât de mult sau nu știu, nu mai dă semne că toate la anumite nivele, toate și-au depășit sau marea majoritate și-au depășit anumite nivele, au ajuns la valori mari și el rămâne acolo. Păi ce faci? Mai stai să aștepți la 300? Sau începi să vinzi deja de la 100 în condițiile în care tu l-ai cumpărat deja pe la 29, pe la 26 sau cât a fost, sau la 40? Părerea mea este că mai bine să ne mulțumim cu un 2X sau un 3X decât să stăm să ne stabilim un prag de preț care este foarte posibil să nu-l atingă. Pentru că eu mi-am stabilit, ok, mi-am stabilit 10 dolari la arbitru, mi-am stabilit 10 dolari la optimism și vorbesc de sume rotunde, pentru că parcă e mai ușor de ținut minte. Mi-am stabilit 10 dolari la SUI, mi-am stabilit 10 dolari la mental, nu știu, și mai sunt unii. Mi-am stabilit Solana că probabil aș vrea să încep să ies din Solana pe la 500 de dolari. Dacă ajunge pe acolo, eu cred că poate să ajungă la 1000, dar poate bat câmpii complet. Efectiv, poate bat câmpii complet și nu are cum să ajungă acolo. Este ceea ce cred eu în momentul de față, bazat pe ceea ce văd pe Solana. Că vorbim de ecosistem și înainte să începem noi voice oficial, să spun așa, ne uitasem noi pe TVL și am văzut că Solana deja este, a bătut BSC, a bătut arbitru, a bătut tot. Este la 5 ceva miliarde de dolari TVL. Deci, bazându-ne pe ceea ce avem în momentul de față, tind să cred că Solana poate să facă lejer 500 de dolari, adică un 2X față de all-time high-ul precedent. Și de ce nu poate să ajungă către 1000 de dolari? Dar nu o să stau cu Solana să zic, ok, prima vânzare o fac la 1000 de dolari. Nu, probabil că prima vânzare aș cam vrea să o fac pe la un 500 de dolari. Dar ține foarte mult și de condițiile de piață. Fiecare dintre noi trebuie să știm cam ce avem în cap, când am vrea să vindem, cum am vrea să vindem. Dar, repet, să nu rămânem prinși în aceste prețuri și noi să nu mai vedem nimic altceva. Nu am mai discutat, că discutam și cu Sorin și cu, și ne uităm, că discutam cred că în Zoom data trecută și cu Iulian și noi ne-am mai auzit. Păi ok, am trecut prin ele. Ne uităm cu Jind acum că puteam să vindem BRC, puteam să vindem Runes, puteam să vindem pe mii și pe zeci de mii de dolari. Nu le-am vândut. Am vândut cât am vândut, dar n-am vândut cât, să zic, puteam să stăm mult mai bine.
Dar este foarte riscant să faci astfel de vânzări în momentul în care tu ești într-o fază incipientă a bull marketului. Era foarte greu de dedus că piața o să-și ia un dump atât de mare cum și l-a luat. Pentru că dacă mergeți acum pe unele proiecte, că mă uitam ieri când am făcut videoclipul cu Cristi pe analiza tehnică și pe care l-am publicat astăzi, ne uitam, deci, dragii mei, sunt unele proiecte care sunt la nivelurile din bear market, adică din full bull bear market. Unele proiecte sunt la niște prețuri derizorii, efectiv derizorii. Bineînțeles că lumea acum nu vrea să cumpere la prețul ăsta. Nu vrea. Eu vă spun că am deja, nu știu, cred că am peste un an de zile, dacă nu mă înșel, cred că și mai bine, din bull marketul trecut sau din bull marketul trecut, vă spun că cred că în fiecare an, la un moment dat, am câteva persoane abonate, știți, care vine, bă, gata, vreau să bag, cât să cumpăr, ce să iau, că vreau să iau ăla. Dar ia ghiciți când mă sună. În plin bull market. Exact. Atunci au nebunit toți. Deci sună telefonul, mă caută, ce mai faci? Nu ne auzim câte un an de zile. Nu ne vedem la o cafea? Nu ne vedem la ala, mai stăm și noi de vorbă că ne-am mai văzut de nu știu ce. Bă, mă lași. Că știu de ce vrei să ne vedem la cafea. Aia sunt prietenii cei mai buni. Da. Știu de ce vrei să ne vedem la cafea. Ca să-ți confirm cumva că decizia ta este una bună, că ei de fapt asta caută. Ei, deja în capul lor, ei știu foarte clar, mulți dintre ei au și cumpărat deja, dar vin și vă întreabă pe voi, pe unii care sunteți mai experimentați, știți? Pentru că sunt convins că cei care aveți un pic de vechime în piață și aveți o gașcă de prieteni care se uită așa câș la cripto, dar știe că tu ești acolo și abia așteaptă momentul ăla să facă mișto de tine când e piața la pământ, dar în momentul în care e pe vârf, te înțeapă așa, ce faci, milionarule, ce faci, dar îți merge bine, e râca aia, pentru că nu are curaj să pună banul acolo și atunci vine să-ți dea cu picioarele în burtă în momentul în care e jos și după care să vină să facă mișto că, mamă, dar milionarule, și cum ești, cum îți merge, e bine, te-ai făcut milionar din Bitcoin, da, prietene, puteai să te faci și tu. Puteai să te faci și tu, dar nu că tu ai fost deștept. Și atunci se trezesc. În momentul în care văd că pentru unii se schimbă lucrurile și unii o fac mai la vedere, alții sunt mai atenți și nu o fac la vedere. Dar pe unii vezi, păi dacă tot a făcut 50.000, 100.000 sau 200.000, omul schimbă mașina, poate, sau face, cumva se vede că a dat un pic norocul peste el. Lumea zice că norocul. Alții nu știu, că discutăm de niște ani în spate, de o grămadă de sentimente care ne-au trecut în toată perioada asta, de o răbdare de fier de care a trebuit să dăm dovadă de fiecare dată. Lucrurile par foarte simple la final când arată bine, foarte bine. Zice, păi nu, a fost simplu, mă. Da, probabil, pentru tine, că ai fost spectator. Dar pentru cel care e în joc, nu e simplu. În fine, vă spun că încă nu mă sună nimeni. Ceea ce îmi spune că mai avem. Încă mai avem până când să vedem noi bull marketul ăla pe care îl așteptăm. Nu mă sună nimeni, nu mă întreabă nimeni și vă spun, am cel puțin 4-5 pe care mi-i amintesc așa la foc automat, care vin și mi-arată pe telefon și au instalat aplicația Crypto.com și încă lucrează basic, cum am început noi pe vremuri. Lasă-i că o să facem noi dump pe ei. Da, e. Da, eu aș prefera să fac pe unii pe care nu-i cunosc, știi, dacă tot. Dar până la urmă tot undeva, Sorin, noi nu facem dump. Noi ne marcăm profiturile. Până la urmă, așa e bine. Ei sunt cei care vor ei sunt cei care probabil, cel mai probabil, vor pierde. Și vă mai spun încă un lucru, cei care au intrat și intră care intră acum în piață, acum însemnând în ciclul ăsta, nu știu, când începe să crească iarăși un pic piața și sunt chiar primii intrați,
șansele sunt foarte mari ca pentru toți ceilalți, în momentul în care s-a încheiat bull market-ul, ei se iasă pe minus. De ce? Pentru că cred că aproape toți am trecut prin treaba asta. Aproape toți am stat și nu am marcat profitul când trebuia să-l marcăm, pentru că 1. Nu am avut experiență, 2. Pentru că lăcomia era la cote mai mari decât ar trebui să fie, 3. Pentru că nu am înțeles foarte clar că există niște cicluri și că piața asta evoluează într-un anumit fel, și încă destul de multe situații de acest gen. Care este diferența între cei care vor marca profit? Vă spun eu, sunt cei care au acumulat totuși un pic de experiență în piață, cei care au trecut deja printr-un ciclu sau două cicluri sau mai multe cicluri, sunt cei mai experimentați. Dar să nu credeți că în momentul în care se va finaliza acest bull market și trageți linie, vă spun că în linii mari, cei care sunt foarte prezenți și foarte atenți și sunt permanent aici, ok, vor termina cu profit. Acum, mărimea lui va depinde de la persoană la persoană. Dar știți o parte din acel profit, știți cui îi se datorează? Îi se datorează răbdării pe care o avem noi acum. Și nu răbdare în sensul în care vă gândiți voi, ci prin lipsa ei. Adică ați trecut deja de atâtea ori, am fost trântiți de pământ, iarăși ne-am ridicat, iară ne-a trântit de pământ și de data asta ne-a umplut de praf complet, iarăși ne-a ridicat, ne-a mai pus în copiedică și de data asta mai intrat încă 2 metri sub pământ. Totuși am ieșit și și când am ieșit de acolo, am venit și ba din potriva am început să o luăm la fugă, mai puternici. Vă spun că toate lucrurile astea se adună și la un moment dat în bull market-ul ăla o să vină momentul ăla în care îți aduci aminte de toate chestiile astea. Efectiv, vă spun că o să vină momentul în care ești obosit, nu mai vrei și zici, băi, ok, mă mulțumesc, profitul ăsta este bine, vreau să marchez profitul ăsta pentru că nu mai vreau să trec neapărat prin toată nebunia asta. Deci o parte din profitul pe care o să-l marcăm o să fie și pentru faptul că uneori în piața asta am simțit că obosim și că e foarte greu să o ducem așa și o să ne amintim de momentele astea. Și de frică să nu mai ajungem în momentele astea, o să și marcăm profit. Și vă spun că în unele cazuri o să fie decizie bună, în unele o să fie mai puțin bună. Sfatul meu este ca în momentul în care vedem, nu știu, poate vedem peste o săptămână, peste două, peste trei, poate vedem că piața revine. Pentru că săptămâna asta încă mai avem niște evenimente importante. Piața, locurile de muncă, da, mi-ar fi plăcut să fie mai mulți un pic fără job. Mi-ar fi plăcut din punct de vedere al pieței și al deciziilor care se iau pe baza acestor indicatori. Nu că mi-ar place ca lumea să nu aibă job. Până la urmă, nu asta îmi doresc. Dar săptămâna asta încă avem niște evenimente extrem de importante, evenimente care ar putea să miște piața asta. Nu uitați că mâine avem GDP-ul, care la fel este important. Gândiți-vă că sâmbătă avem conferința de la Nashville, unde este invitat Donald Trump. Este prima oară când avem un președinte și nu orice președinte, un fost președinte, haideți să zicem, al Statelor Unite și posibil viitor președinte al Statelor Unite, care vine să vorbească la conferința din Nashville. Acum, că o să anunțe sau că nu o să anunțe el Bitcoin ca și rezervă, rămâne totuși de văzut. Dar ar fi dita mai bombă dacă ar anunța așa ceva. Gândiți-vă ce ar însemna ca Statele Unite, pe lângă rezervele de aur și ce altceva au ei în rezerve, să prindă și Bitcoin. Adică dacă cea mai puternică nație vine și dă semnalul ăsta, voi vă dați seama că noi discutăm doar de 21 de milioane de Bitcoin în piață, din care probabil că în momentul în care se trage linie vor rămâne 17-18 milioane, pentru că restul sunt pierduți, sunt wallet-uri pierdute. Avem destul de mult Bitcoin, cred că rămâne 17-18 milioane de Bitcoin efectiv care pot fi deținuți. Ați se pare
adică de necrezut decizia asta? Bine, poate, nu știu dacă în momentul ăsta din timp ar fi, probabil nu m-aș aștepta la ea să se întâmple acum, dar eventual m-aș aștepta să se întâmple având în vedere caracteristicile pe care le are Bitcoin ca formă de bani, care sunt peste aur. Da, eu știu că sunt peste aur, dar Alexandru, asta este ceea ce vedem noi. Noi trebuie să ne uităm că noi am văzut-o și noi o vedem așa. Dar marea majoritate a pieței și marea majoritate a retail-ului nu înțeleg treaba asta. Pentru ei sunt tot niște bani imaginari pe internet. Marea majoritate nu o înțeleg. Acum, că ne convine, că nu ne convine aceste ETF-uri, până la urmă, long term, da, nu-i, ne va distruge un pic piața asta, ca să spun așa. Pentru că long term, uitați-vă, BlackRock și toți ceilalți încet încet tot acumulează Bitcoin, tot acumulează Bitcoin, tot acumulează Bitcoin, până când o să ne trezim că partea de instituții poate deține 60-70% din tot ceea ce înseamnă Bitcoin și noi iarăși am rămas ca fraierii cu ochii în soare. Că au venit băieții deștepți cu bani și au reușit să-l ia. Da, Sorin. Parcă 18 miliarde avea BlackRock în Bitcoin. Nu mai știu cât are. Acumulat deja. Nu mai știu cât are. Acum știu că au publicat ceva cifre BlackRock și în momentul de față gestionează, adică a ieșit peste așteptări, gestionează undeva la 10,5 trilioane de dolari, dacă nu mă înșel. Adică, bă, e foarte, da. E șmec, e rău BlackRock. Deci nu pot. Și în momentul în care l-ai pe Larry Fink, care vine și propovăduiește pe la televizor Bitcoin-ul și acum și Ethereum, și mi-a plăcut o chestie pe care am văzut-o într-un interviu cu Larry Fink. Și o chestie pe care nu o suport la alții, gen Jamie Dimon de la JP Morgan, gen Peter Schiff, care o dă înainte și o lălăie cu aurul lui cu tot. Și mai sunt încă câțiva de genul ăsta. Dar mi-a plăcut o chestie la Larry Fink, care până la urmă, în teorie și cred că și în practică, este cel mai puternic om din punct de vedere financiar din lumea asta. Pentru că gestionează, este CEO la cel mai mare fond de investiții din lume. Ok, și omul a venit și a spus foarte clar, pentru că dacă vă uitați în trecut, în urmă cu câțiva ani, Larry Fink era, bă, plecați mă cu tâmpenia voastră, cu Bitcoin-ul și cu avioanele voastre. La televiziune, că l-au întrebat atunci? Cum? Zic, vorbești de interviul ăla la televiziune, când l-au întrebat de ce și-a schimbat părere? Da. Nu mai știu, am văzut mai multe cu el, dar da, era vorba de un interviu la o televiziune și eu m-am spus foarte clar. Păi, ok, am greșit. La momentul ăla, așa am crezut. Domnul a venit în față și a zis, bă, am greșit. În schimb, acum am văzut că lucrurile stau așa și așa și așa și cred că este super tare Bitcoin-ul. A spus și el că față de alții eu recunosc. Da, exact. Da. Ceva de genul. Exact. Bă, mi s-a părut un win mare pentru Bitcoin chestia asta. Zic, mi s-a părut un win mare pentru Bitcoin chestia asta când s-a întors Larry Fink cu... Na, adică... Da, clar, da. Înainte n-a ascultat că zicea, ia uite mă ce zice Larry Fink, acum ce mai zici, că acum o zice invers. Adică, da, până la urmă, Alexandru, unu, eu vă spun o chestie să ne înțelegem. Omul ăsta e pus acolo să facă bani și o să spună la televizor orice trebuie să spună ca lucrurile să se întâmple în direcția în care vor ei. Nu aș fi atât de convins dacă mă întrebați pe mine. Noi suntem subiectivi. Noi suntem subiectivi pentru că suntem investiți în piața asta, pentru că așa o vedem și sunt banii noștri în joc și este clar că în momentul în care banii tăi sunt în joc, nu mai poți să spui că ești atât de obiectiv în ceea ce vezi și mai poți să spui că ești atât de obiectiv în decizii și în ceea ce crezi. Nu. Ești cu skin in the game, ca să spun așa, ești cu banii băgați acolo, este clar că... Na, tu îți vezi de drumul tău, tu ăla îl crezi. Deci, eu nu aș fi atât de convins că Larry Fink în sinea lui, așa el în sufletul lui 100%, crede că Bitcoin este viitorul și că este cea mai șmecheră formă de investiții și așa mai departe. Nu știu, poate că crede, poate greșesc. Dar mă îndoiesc că crede chestia asta, pentru că e totuși un om de finanțe, venit, bine,
e smart omul, că nu degeaba este CEO la BlackRock. Da. Înțeleg că zici că are și un interes clar, că nu are la investiții. Deci, în primul rând, eu de-a zic, eu nu zic că crede sau că nu crede. Eu tind să cred că omul și-a schimbat opinia pentru simplu fapt că a văzut că este un tool prin care poate să facă foarte mulți bani. Mister, așa fac oamenii smart. Deci nu le e rușine să recunoască, nu e rușine să recunoască, să schimbă părerea când văd că au greșit și câștigă. Pentru că dacă tu o ții pe una și bună că Bitcoin e un schem sau un sistem din ăsta de, cum se numește, de money laundering. Da, o prostie asta cum toți au, exact, de bani din ăsta piramidal sau mai știu cum se tot promovează și prin România. Atunci rămâi cu părerea ta, rămâi, o ții înainte și te uiți la alții cum câștigă. Ăștia șmecherii smart care au consilieri. Bine, el știa de mai demult, dar n-a vrut să facă public chestia asta. Acum s-o luăm și eu pe o chestie de marketing, dar numai prin simplu fapt că a recunoscut chestia asta, adică arată nivelul de inteligență pe care nu e pus degeaba la BlackRock să conducă, să țină în frâu cât are acolo 10 trilioane de sau 10,5 trilioane de dolari. Deci doar oamenii deștepți și doar oamenii puternici recunosc când greșesc și își asumă. Restul sunt lași. Dar nu câștigă. Ăștia sunt pe termen, ăștia sunt, ați văzut, foarte mulți care promovează tot felul de tâmpenii și așa, la un moment dat, numai ca să nu recunoască și închid sau intră într-o fază de umbră și dispar. Da. Eu vreau să întreb altceva, că ziceai tu mai devreme, să discutăm mai devreme, eu n-am fost la începutul discuției, dar se discuta despre vânzarea, în fine, la sfârșitul bull run-ului sau bull market-ului. Și că lumea vinde și Ethereum și Bitcoin și să cumperi când e mai low și când ajungem în bear market. E, și eu vreau să întreb acum, tu ai încredere că dacă ai vinde acum Bitcoin, adică la sfârșit de bull market sau în fine, pe acolo, în bear market va mai exista supply sau pe termenul, nu știu, următorii 2 ani, 1 an, 2 ani, până să ajungi în bear market sau în timpul bear marketului, crezi că vei mai avea supply de Bitcoin ca să poți să cumperi? Alexandru, întotdeauna o să fie cineva care vinde și cineva care cumpără. Întotdeauna o să existe cineva. Diferența o va face prețul. Nu o va face supply-ul. Diferența o va face prețul. Întotdeauna va exista cineva care vrea să cumpere și cineva care vrea să vândă. Întotdeauna vor fi oameni cu foarte mulți bani care o să-și permită să dea și un milion de dolari pe Bitcoin și două și trei dacă este cazul. Și întotdeauna o să fie persoane dispuse să vândă la prețul respectiv. E simplu. Da, aici să-i răspunde și lui Sorin, că a zis că e bine să-l vinzi tot și Ether și Bitcoin într-o perioadă de bear market. Da, ok, e bine să-l vinzi tot dacă știi ce se întâmplă, dacă nu știi ce se întâmplă, ce faci? În primul rând pot să-ți dau un exemplu ce se poate întâmpla. Ce s-a întâmplat până acum, Memat? Hai să zic, fii atent, îți dau un exemplu ca să-ți dai seama la unde vreau. Răspunde la tot asta, ce s-a întâmplat până acum? Să-ți dau un exemplu cum poți pica într-o capcană. Da. Să presupunem că ești foarte, foarte tare, ai o analiză foarte, foarte bună, găsești all-time high-ul e 200.000, îl vinzi, da? Îl vinzi tot. Tu zici, gata, l-am vândut tot, care e all-time high-ul și ți se îndeplinește și de acolo prețul scade. Când îl cumperi? Acum răspundem, te rog frumos, când îl cumperi? Îl cumperi în bear market, când toată lumea. Bun, când, la ce preț îl cumperi? La ce preț? La cât procent? De la 200.000 scade la 100.000, să zicem. Bun, stop. Dacă scade la 150.000, înseamnă că nu-l cumperi. Dacă scade la 150.000 și de acolo se duce la 700.000, ce faci? Păi, acum răspundeți singur la întrebarea asta și te mai gândești dacă îl vinzi tot. Până nu este considerat full bear market, nu-l cumperi înapoi. Adică până nu vezi Bun. Că toate scade 80-90%. Eu ți-am dat un caz, o probabilitate. Deci asta e o probabilitate de preț. Sper că mă înțelegi și voi. Deci am exact același exemplu am vrut să-l dau eu. Am vrut să intervin atunci, dar m-am abținut. Am zis, bă, lasă că las discuția să nu te întrerup și mai departe. Exact. Bine, dar numai chestia voi. Asta, deci chestia asta de Sorin, hai să spun eu. Tu ai dreptate. Tu ai foarte mare dreptate în ceea ce spui. Și este clar că vom ajunge la un preț din ăla foarte mare. Toată lumea face așa, eu nu înțeleg. Când este poate este să uiți la portofel sau să le găsești. Mă, nu, eu îți spun altceva, Sorin, și cred că am spus-o și joia trecută
în voice. Eu mi-am stabilit anumite lucruri, Sorin, să fac atâția bani în bull market ăsta. Câți ori fi? Mulți, puțini, irelevant. Eu mai mulți ca în bullul trecut. Mai mulți ca în bullul trecut. Mult mai mulți aș vrea eu decât în bullul trecut, dar asta e altă discuție. Ok. Eu mi-am propus, am foarte clar pe lista mea câteva lucruri pe care vreau să le fac. Bă, vreau să fac aia, vreau să fac aia. Și nu multe. Nu vreau să fac 10.000 de chestii. Dar pentru a face lucrurile astea, eu deja știu de câți bani am nevoie. Știu de câți bani sunt nevoiți să ajung acolo. Și am zis în voice-ul trecut, dețin, slavă Domnului, sute de token în momentul de față în wallet, pentru că voi știți, cei care sunteți deja în comunitate de atâția mari de ani de zile, știți că particip în toate IDO-urile, în toate, și am rămas cu sute de token investing, unii nu valorează nimic, unii valorează ceva, unii valorează un pic mai mult, în fine, e o combinație din toate. Un fel de indice. Da, indicele să se ascundă pe lângă ceană. Repet, am rămas cu foarte mulți pentru că na, erau zile în care, săptămâni în care, nu știu, luam 4-5 proiecte în IDO. No, gândiți-vă câte am putut la atunci și vă zic, marea majoritate dintre ele sunt la furat, dacă stau să mă gândesc că le-am luat în ciclul trecut. Le-am primit în vesting în toată perioada asta de bear market și ce să vând? Pe 3 dolari, pe 5 dolari, acolo le-am lăsat. Să rămână acolo. Ei, eu am zis în felul următor și săptămâna trecută în voice. Dacă portofoliul meu de altcoinuri vine și mi-aduce sumele pe care eu mi le-am stabilit, da? Să zic că mi-am stabilit, nu-mi place să dau valori și v-am spus, să zicem că mi-am stabilit, nu știu, 100.000 de dolari. Bă, atâta mi-am stabilit eu, de atâta am nevoie ca să trăiesc cum vreau eu, cu ce mai am, cu, nu știu, atâta am eu nevoie. Presupunem că ăștia 100.000 sunt foarte mulți bani și nu ne raportăm la valorile de acum. Îmi acoperă traiul pe nu știu câți înainte, ani înainte, poate reușesc să fac o casă, să-mi iau și o mașină alta sau nu știu, chestii de genul ăsta. Mi-am stabilit alea. Păi dacă mie portofoliu de altcoinuri reușește să-mi acoperă acea nevoie pe care eu o am, este posibil să nu mă ating de Bitcoin și de Ethereum. De ce? Pentru că în același timb, eu v-am mai zis de nu știu câte ori, eu am pensie privată, am asigurări și nu plătesc o pensie privată, plătesc mai multe. Că nu vreau să mă las pe baza statului sau pe, nu știu. Acum e ok, sunt capabil, pot să lucrez, pot să fac, pot să, totul este ok. Dar nu știm ce este mâine, nu știm ce este poimâine, nu știm dacă mâine vom fi la fel de capabili să putem să facem atâția bani. Nu știm dacă mâine vom putea să avem atâtea posibilități să facem bani. Și atunci eu aș vrea să mă asigur că în cazul în care nu mai pot să fac asta, am o resursă de bani care să poată să-mi asigură traiul meu normal, fără să-mi bat capul. Și pe lângă investițiile pe care le fac, că în piața tradițională, că în cripto, că în, nu știu, imobiliare sau ceva, la mine pleacă de ani de zile, pleacă în câteva fonduri din astea de pensii. Ok, eu de alea nu mă pot atinge decât la 60 și ceva de ani, 65, 67 sau la cât e. Și totuși mă duc și cotizez în fiecare lună. Este ca și cum aș fi cumpărat Bitcoin și aș vrea să-l vând în 2050. Adică pot să privesc Bitcoin-ul ca și o investiție pe 2050, pentru că dacă mi-am făcut tot ceea ce am nevoie, de ce să-l vând? Când eu long term știu că Bitcoin-ul poate să ajungă la 1.000.000 sau mai mult. De ce să-l vând? A, că pot să fac gambling, să fac mai mult? Ok, pot să faci mai mult, cum ai zis tu, Sorine. Bă, dar dacă nu-mi iese? Dacă nu îmi iese, pentru că nu odată s-a întâmplat, uitați-vă la ce se întâmplă acum în piață. Prețurile foarte mici și totuși lumea așteaptă să ia și mai ieftin. Și în exemplu în care l-a dat și Memat, băi ok, l-am dus la 200.000. Ajunge la 150.000, dar eu mi-am propus 120 și încăpățânat și căpoz, zic bă nu vreau. Nu vreau să le iau la 150, că eu vreau 120. Ok, nu mai ajunge acolo.
se duce în 250. Știți foarte clar că în momentul în care deja a depășit prețul la care noi am vândut, deja avem niște opreliși de genul ăla, bă, nu ne mai vine să cumpărăm neam. Nu, că trebuie să ajungă. După care ajunge la 300.000 și zici, bă, Doamne, dacă ajunge iară la 200.000, jur că-l iau înapoi. Ei, Sorin, dacă am ajuns la nivelul la care stăm atât de bine din punct de vedere financiar, încât să nu ne facem probleme de ziua de mâine, de anii care urmează, îți spun că eu cred, nu știu, numai fiecare acționăm în moduri diferite, dar eu cred că se schimbă optica și nu te mai arunci să-l vinzi, pentru că știi că e un produs de valoare. Chiar dacă știi că vor urma cicluri, chiar dacă știi că s-ar putea să scadă încă 70% sau cât o să scadă, dacă tu ești safe din punct de vedere financiar, nu o să vrei să riști aia. O să vinzi orice altceva ai. Că o să mai ai o grămadă de altcoin, o grămadă de alte... Eu zic că ciclul ăsta mai merge. După mai vedem. Dar putea să ai dreptate, Sorin. Și încă o dată, bineînțeles că o să vând Bitcoin și Ethereum dacă nu mi-am atins ceea ce mi-am dorit eu. Bineînțeles că o să vând. Că nu o să-l vând tot? Probabil că nu o să-l vând tot. Că o să vin să zic, bă, ok, hai să... O să zicem în felul următor. Mi-am propus să vând Bitcoin, nu știu, hai să zicem 150.000 ciclul ăsta. Da. De la 150.000, dacă stăm și zicem că avem o medie de, nu știu, 50.000, 60.000 cumpărare, să zicem că avem o medie, am cumpărat un Bitcoin, media lui este la 60.000. În momentul în care începi să vinzi la 150.000, tu oricum deja ești, nu ești 3x, 2,5x sau cât o fi acolo. Tu deja vinzi pe profit. Ok, la 150.000 am zis, bă, vând 10%. Se mai duce în 170.000? Mai vând 20%. Îl văd că se întoarce la 150.000, 140.000, iarăși vând să vând 10%, 20-30%, în așa fel încât, în cazul în care ajunge iarăși către 60-70.000, o să mai am încă vreo 10-20% din Bitcoin. Dar cu siguranță nu o să mă apuc, dacă am reușit să-mi adun 1, 2, 3, 5 Bitcoin sau nu știu cât, nu o să mă apuc la 150.000, gata, i-am făcut vânt. Nu o să-l vând, întotdeauna o să țin ceva pentru să fie acolo. În schimb, o să vând, slavă Domnului, din altcoin-uri. O să vând din altcoin-uri cu 5 mâini. Cu 5 mâini. Și lucru pe care l-am zis, l-am repetat aici de 1000 de ori, l-am repetat când am discutat în Zoom pe canalul celălalt, pe suport, pe privat, unde l-avem noi. Dacă este ceva ce îmi doresc eu foarte mult de la ce se va întâmpla în plin bull market, este să putem să fim toți atât de cerebrali încât să nu ne lăsăm să nu ne mai lăsăm furați de val. Și să zicem, băi, dacă venim și marea majoritate de aici, băi, e momentul să începem să vindem ceva. Nu tot, nu ăla, dar haideți să începem să vindem. Vindeți 10% din ce aveți. Vindeți 20% din ce aveți. Pentru că nu vindem tot, niciodată nu vindem tot. Dar să putem să ne împingem de la spate, la fel cum ne-am împins de la spate în bear market să cumpărăm. Și cine a cumpărat în bear market, încă pe unele proiecte stă relativ ok. Am venit piața și ne-a dat iar o palmă de neatrântit de pământ. Dar gândiți-vă că ați mai trecut prin asta. Nu stați disperați acum că nu-și mai revine. Cel mai greu este să vă luptați acum cu răbdarea. Am zis-o de 1.000.000 de ori. Am avut răbdare 2 ani de zile în bear market. Păi acum mai crăpăm încă 2 luni de zile? Mai murim încă 2 luni de zile? Pentru că toamna, în general, uitați-vă pe grafice, uitați-vă pe ce vreți voi, toamna este bombă pentru cripto. Uitați-vă pe ce vreți voi, în ce an vreți voi și uitați-vă că toamna este un moment foarte bun pentru piața. Pentru piața de investiții în general. Am nu vă uitați neapărat în aia de recesiune sau în grosomod, uitați-vă. În general, toamna este una bună. Iar anul ăsta este anul cu halvingul care a fost. Avem alegeri din Statele Unite. Se preconizează că în septembrie vom avea prima reducere a dobânzii. Deci avem prea mulți factori care
să vină să ne spună că lucrurile stau bine. E că la alegeri mă gândesc că contează și cine iese. Că dacă iese Trump e bull, dacă iese, nu știu, Kamala, cred că e la dragul un praznic. Nu? Nu știu ce să zic. Ideea este, Alexandru, că nu trebuie să așteptăm alegerile. Alegerile, eu zic că lucrurile vor funcționa bine înainte de alegeri. Pentru că ei pregătesc terenul. Pentru ca unii să iasă bine, trebuie să pregătească o economie solidă, o economie care, sau o economie care să pară solidă. Să pară că totul este lapte și miere. Iar ca să pară că totul este lapte și miere, trebuie să avem bani ieftini în piață, trebuie să se poată lua iarăși credite foarte ieftine, trebuie ca lumea să cheltuie în dreapta și în stânga. Da, să dea drumul la printer. Da, să dea drumul la printer. Și se preconizează că vom avea în septembrie. Acum consensusul cred că e undeva pe la 80-90% că vom avea o primă. Da. Cum? Zic să schimba puțin, că era 94 parcă și acum era... Da, stai, cred că aveam și deschisă, dacă nu mă înșel. CME, 93,3%. A crescut acum, iar? Da. Deci, target rate probabilities for 31 iulie. Opa, a, nu, pentru 31 iulie, săptămâna viitoare. A crescut și asta, uite că e 6,7%. Greu de crezut, nu cred. Dar uite-te că pentru septembrie a crescut la 93,3% iarăși. Deci există o probabilitate destul de mare că vom avea o reducere o dobânzii atunci. Deci avem destul de multe chestii care să ne facă să credem că ar trebui să avem un moment foarte bun. Nu știu dacă bull market, dacă stăm să ne raportăm după ciclul normal al pieței, noi în toamna anului viitor ar trebui să avem full bull market. Dar eu vă spun că nu o să stau să aștept acel full bull market ca să încep să marchez profit. Am început să marchez profit și prin primăvară. Și ori de câte ori am ocazia și acum am bear market. Ok, am ocazii mai rare să fac chestia asta. Dar mai fac câte o intrare din asta și la un 20-30% pentru că am făcut strict pentru trade, mă duc și marchez profitul. Am mai vândut ceva proiecte pe profit atunci, în primăvară, când lucrurile funcționau, martie, aprilie, ceva de genul. Nu suficient. Puteam să vând mai mult. Da, asta este. Dar în momentul în care văd că o să înceapă iarăși nebunia și euforia, atunci credeți-mă că o să încep să vând mai mult. O să încep să vând și nu o să aștept să vină, nu știu, se facă Bitcoin 250.000, că toate canalele o să vorbească atunci. O să vedeți Bitcoin, 500.000, 200.000, el e la 100.000 sau la cât ești, deja gata, lumea îl vede la milion. Și toată lumea o să ia razna iarăși. Nu, ăla este momentul în care începi să descarci bagajul. Ăla este momentul. Bun. Eu cred că mai stăm încă un pic așa. O să mai stăm un pic așa, na. Vedem ce se întâmplă, v-am zis, sâmbătă apare Donald Trump acolo. Se vehiculează că o să anunțe Bitcoin ca și rezervă. Mi-e greu să cred asta, mi-e greu să cred. Dar să nu uităm că în politică orice este permis. În politică se spun foarte multe și se realizează puține din ceea ce se spune. În politică ai nevoie de votanți și până la urmă le dai ce vor să audă. Și da, cine știe, poate că omul aruncă așa. Repet, mi-e greu să cred, adică nu-l văd chiar atât de digen încât să facă treaba asta. Eu nu zic că ar fi un lucru rău să facă treaba asta, nu. Cu siguranță n-ar fi un lucru rău să facă asta. Dar mi-e greu să cred că o să o facă. Totuși discutăm de un asset, noi suntem, v-am zis, noi suntem subiectivi. Noi suntem în piața asta, suntem cu banii investiți aici și pentru noi e, băi, oricum ne uităm, îl vedem că Bitcoin e cel mai tare, că nu mai există vreun asset mai tare ca asta. Dar până la urmă, gândiți-vă că ați văzut în momentul de față în piață e un pic de declin așa. Acest declin a fost cauzat de faptul că au venit cifrele pe realizările companiilor mari din piața tradițională, Nvidia, Google, care au mai fost acolo și lucrurile n-au arătat foarte bine. Și am văzut un picaj în piață, am văzut Nasdaq care mi se pare că s-a dus cu un 6%, ceea ce e foarte mult pentru piața tradițională, e foarte mult, dragii mei. Dar era cald, că deja era
Cum? Săptămâna viitoare o să fie la 5 din Magnificent 7. A fost Tesla și Alphabetul săptămâna asta. Și săptămâna viitoare va fi la restul 5. Meta, Apple, Amazon și restul. Da, și nici Tesla și nici Google nu au stat extraordinar. Alphabetul a stat ok, Tesla, prețul pe acțiune a ieșit mai puțin, dar revenue a fost mai mult decât forecast-ul. Ideea este că lumea se aștepta la mai mult. Lumea se aștepta la mai mult și din acest motiv am văzut ce s-a întâmplat și pe Nasdaq și am văzut o corecție mai mare. Repet, pentru noi 6% e pleacă-mă de aici cu 6%. Ce? Noi nu știm ce e la 6%. Adică și la 60% noi, da, încă poate să revină, nu e o problemă. 6% e destul de mult și este interesant de văzut ce se va întâmpla săptămâna viitoare, că până la urmă datele astea contează. Cu toate astea, uitați-vă că Bitcoin nu s-a clătinat atât de tare. Bitcoin a stat destul de bine și nouă dată am văzut totuși că piața cripto a stat foarte bine. Adică ea s-a menținut și în perioade în care uneori piața tradițională s-a dus în cap. Ce se va întâmpla acum și dacă lucrurile vor sta la fel, rămâne totuși de văzut. Mi-e greu să cred totuși că nu vor încerca să țină și piața tradițională la niște cote decente. Este anul ăsta cu alegerile și lucrurile nu neapărat o să fie cum par. Vor trebui să arate bine pe hârtie. Am mai avut și schimbările astea la nivel de candidați în Statele Unite. Am văzut că Joe Biden până la urmă și-a dat seama că un pic e cam mult și că e foarte greu să mai ducă încă un mandat de genul ăsta. Au făcut ei o schimbare pe ultima 100 de metri. Din punctul meu de vedere nu mai au timp să recupereze. Este foarte greu. Gapul e prea mare între Donald Trump și Kamala Harris sau orice altă persoană până acolo. Este mega dificil. Adică nu știu ce ar trebui să se întâmple ca Trump să mai piardă alegerile. Pentru că mai avem august, septembrie, octombrie, mai avem 3 luni de zile. Ce ar putea să facă să o aducă pe Kamala Harris la... Noi nu mai știu care este acum, nu v-ați uitat pe Polymarket. Asta să vedem care este Polymarket. Să vedem care este Polymarket. Eu zic că numai el se poate scoate pare singur, mister. Dragii mei, vă rog eu 2 minute, continuați că obligatoriu trebuie să răspund la telefonul ăsta. Vă rog eu orice, discutați voi ce doriți. Eu zic că Trump de unul singur se poate scoate, el singur, deci altcineva nu-l poate scoate, numai dacă el singur se scoate. Dacă face o mega prostie, să vorbească ceva, să facă ceva, o tâmpenie. Altfel sunt șanse foarte mici. Să nu vorbim de alte lucruri mai, știi, de care s-au întâmplat. Să-i se pregătească altceva, dar în rest șansele sunt peste 80% să iasă președinte. Părerea mea. Da. Sorin, acum ai înțeles despre ce am vrut să vorbesc cu chestia asta cu vândutul, înainte și după? Da, am înțeles ce ai vrut să spui. Știi care e chestia? Că poți să faci vânzări, deci vânzările se fac, e clar, toți vom vinde, dar problema e să nu vinzi tot, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă. Și atunci dacă ai vândut tot, s-ar putea, mai ales un asset de genul ăsta, știi? Că e un asset foarte bun, în care te poți baza, că știi că la un moment dat va crește în continuare, chiar dacă e o decizie greșită cu o anumită parte, știi? Da, mă, eu mă gândesc de la 69.000, a scăzut la 15-16.000. Da. Deci o parte se poate vinde, e clar, dar să nu gândești că toți aia care au vândut în 50.000, că marea parte, majoritatea au vândut după 50.000. Deci cine au știut ce să facă în bulul trecut, de la 50.000 sus, să nu vorbim prostii, la că nu a fost așa mare lichitate în 69.000, să zici. Deci marea majoritatea a început să vândă după 50.000. Mă aud? Da. Da, te auzi. După 50.000, clar că
nu s-au vândut tot. Adică s-au vândut probabil partea de lichiditate. Oamenii s-au gândit, bă, dacă face o corecție de nu știu cât la sută, să putem intra și să cumpărăm cu cantitatea pe care am vândut-o de nu știu câte ori mai sus. Și intrările au fost după sub 25.000, 30.000, 25.000 s-au făcut intrări înapoi. Deci cam așa de fac au vândut și au luat la 16.000, 20.000. Păi nu, dar stai un pic, hai să nu facem, să nu ducem extremele astea, că intrările nu se fac în 16.000, deci intrările s-au făcut sub 25.000, nu s-au făcut pe intrările mari, nu s-au făcut intrările, s-au făcut în trepte. Păi s-au făcut de la 16.000 la 25.000 cine a cumpărat? Păi băi, s-au intrat, adică tot ăia care au știut să intre au intrat, adică să nu crezi că ăia care au intrat în 25.000 n-au mai intrat în 16.000. Au intrat și în 16.000, aia vreau să zic. Da, au cumpărat treptat. Exact. Exact. Și chestiile astea se fac, adică nu se fac cu tot procentul. Ai făcut cu tot procentul, dar se numește gambling pe un asset care ai văzut clar că îi crește valoarea și dacă ai dat un cap, ce ai făcut? Așa măcar dacă ai făcut o prostie, o trăznaie și ai vândut 50% și prețul ia în sus, măcar rămâi cu partea aia. Alo. Memat, cred că te-am pierdut iarăși. Da, nu știu, mi se închide automat chestia asta, nu știu, cineva îmi închide microfonul. Nu ți închide nimeni, Mat, că ești deschis, să-l văd eu în fața mea, nu ți-l deschide. Nu, acum l-am deschis iară. Acum l-am deschis, dar cineva mi-l închide. Dar eu mă uit la tine, nu e închis, nu ți-l-a închis nimeni, îți sta de semnal, omule. Bine, Larry, hai să trecem. Unde m-am întrerupt? Pe unde m-am întrerupt? Nu, te-ai întrerupt doar câteva chestiune de secunde. Deci asta am vrut să zic, că în momentele în care dai kicks cu vânzarea, de exemplu, cu cumpărarea, da, și măcar ai o parte care o poți rula și în continuare ai o lichiditate care o poți adăuga pe parcurs la anumite retracement-uri. Presupunând faptul că ai ieșit cu 50%, cu ceilalți 50% îți permiți să acumulezi pe un când ți-ai dat seama că de fapt te-ai înșelat. Și măcar mai acumulezi o parte, plus că mai există și partea de altcoin și așa mai departe, unde îți poți redobândi poziția pe care ai avut-o. Asta este. Deci cine vrea să facă gambling pe Bitcoin, mult succes, Iurez. Deci se poate. Adică nu se poate, dar trebuie să ai noroc, să ai succes, să ghicești, să te stresești, să te stresezi pe un asset care în timp îi crește valoarea și te poți folosi de el, mai ales și în DeFi și pe alte chestii care nu neapărat trebuie să-l vinzi la un moment dat și așa mai departe. Mai ales când îi crește valoarea raport cu dolar în viitor. Cam asta, vă fac o paranteză să înțeleagă de ce se gândește așa. Pentru că să nu credeți voi că ăștia care au cumpărat și au avut intrări la 49.000, gata, vând tot la 200.000. Nu o să vândă tot la 200.000. A fost când a fost acum la all-time high. Dar când toate lucrurile spun clar că s-a terminat bull marketul și intri într-un bear market, nu neapărat în primele luni. Mai târziu un pic. Păi da, dar problema e că trebuie să ghicești. Ideea este următoarea. În teorie, dragii mei, ideea este următoarea. Sorin, tu în teorie și bazat pe ceea ce s-a întâmplat până acum, ai perfectă dreptate. Dar ți-am zis, asta depinde de ce își dorește fiecare. Pentru mine s-ar putea să fie foarte posibil să nu-mi doresc să vând Bitcoin-ul ăla. Chiar dacă știu că va urma piața, poate nu mai am chef să fac cripto la momentul ăla, Sorin. Poate am făcut atât de mulți. Asta o faci când ajunge la 1.000.000 Bitcoin. Nu, stai, zic, până la un moment dat poate nu o să mai am chef să fac cripto. Efectiv, poate obosesc sau poate am făcut atât de mulți bani încât o să zic, până nu mai, mi-e suficient, am suficienți bani. Am ce să vând din celelalte încât să nu fiu nevoit să îmi vând. Dar voi vă luați Bitcoin, nu să-l vindeți? Eu ce-o n-aud bine. Nu-l luați să-l păstrați? Sorin, cu Sorin ne certăm aici. Tu n-auzi că cu Sorin ne certăm. Vrei să-ți vinzi Bitcoin-ii? La sfârșit de bull, da. Îl vând la 200.000, să-l iau la 70.000. Mamă, nu se poate, trebuie să mai vorbim. Nu vindem nimic. Bitcoin îl luăm și îl ținem acolo. Nu face nimic cu el. Repet, planurile noastre sunt unele. Gândiți-vă de câte ori ne-am schimbat noi planurile față de ceea ce am zis și până la urmă a trebuit să ne adaptăm. Este foarte posibil să vrem să vindem, la fel de posibil este să nu vrem să vindem. Mie mi-e greu să cred că voi renunța vreodată la piața asta, indiferent și dacă devin miliardar. Mi-e greu să cred că voi renunța la piața asta pentru că este una care mi se pare mai mult decât mă atrage și îmi place
foarte, foarte mult, dar o să mă adaptez. O să mă adaptez. Da, mă, e chestia de speculație pe care o putem face cu așa ceva și chestia pe termen lung. Deci cine înțelege jocul, înțelege, cine nu face cum vrea, pentru că nu suntem toți la fel, mister. Sorin poate vrea să vândă tot, că știe el mai bine cum evoluează Bitcoin în următorul ciclu de market sau presupune și are analiza bine făcută și poate iese. Atunci, în momentul ăla... Nu e vorba de analize, că cu Sorin mă știu foarte bine. Are, cum Sorin mă știu foarte bine și noi... Eu îl văd Sorin acum. Sorin are tot ce trebuie încât să poată să decide foarte clar dacă vrea să vândă sau nu. El acum se bazează strict pe niște cicluri ale pieței și pe ceea ce s-a întâmplat. Și bineînțeles, Sorin, poți să-mi spui ce vrei tu. Sorin este afectat în astfel de decizii pentru că a avut niște lucruri care au stat, la fel ca și mine, la fel ca și Iulian și ca și mulți alții, care au stat extraordinar de bine și nu a marcat acolo cât trebuia să marcheze. Nu am marcat. Asta se și vrea de la piață, asta se și vrea de la retail. Exact este asta să se înțeleagă. Deci asta se vrea. Acum să nu credeți că mie merge super bine să zici că dau eu lecție și așa mai departe. Dar asta se vrea. Asta e psihologia. Cine înțelege că asta e psihologia și 80% e psihologie market, înțelege, cine nu, nu. Asta se dorește, să-ți dea impresia că de fapt ai făcut o prostie data viitoare cu ocazie să vinzi tot. Și asta e, și mult o să fac, o să vedeți cât o să iasă pe break-even cu toate păcănelele cumpărate. Asta este unul dintre lucrurile de care mi-e cel mai frică când vine vorba. Și nu mi-e frică de mine, că eu știu clar ce îmi trebuie în linii mari. Asta mi-e cel mai frică de mulți din cei care au stat, au rezistat tot bear market-ul. Și efectiv anul ăsta cred că au fost epuizați psihic mai tare decât 2 ani de bear market. Efectiv au fost epuizați psihic mai tare decât 2 ani de bear market. Pentru că nu mă un pic. Gândește-te numai la faptul, acum piața, de exemplu, să se ducă să dau un exemplu, nu catastrofal, în 50.000. Așa, să se ducă acolo frumos, să ne norocească alcoolurile, să se ducă alcoolurile pe un sub ce a fost în bear market, da? Nu, gândește-te atunci cum va sta psihicul celor care deja acum sunt făcuți praf. Chiar dacă nu vând, să zice, că bă, dacă n-am vândut, hai că mai stau, dacă la prima creștere, eu îți garantez că 90% dintre deținători vor vinde. Și în momentul în care se va face o lichidare de genul ăsta, deci practic le va vinde în mâinile celor care trebuie, și atunci piața va fi lipsită de deținători și se va da drumul la pump. Și foarte ușor se va face pump-ul. Și să stai frumos să te uiți cum crezi toate de pe ziua ta. Nu este greșit să vinzi. Depinde cât vinzi. Pentru că da, că problema este că în momentul în care în septembrie, sau să zicem, haideți să zicem că în august, nu știu, se schimbă astrele. Bă, uite, dă norocul peste noi. Și începe iară nebunia care am văzut-o prin martie, că uitați-vă, n-a fost nevoie de foarte mult timp. În ianuarie am început, din toamnă a început să miște un pic. După care, pe începutul anului, au început să ia toate razna. Și efectiv februarie, martie am văzut cum au crescut, gata, mergeau IT-uri, deja făceam profituri, era mamă, fac taier și acolo și acolo. Știți cum s-a schimbat toată nebunia în decurs de o lună și ceva? Poate deja noi vedeam bull market-ul, de acolo doar bull market. E, lucrurile se pot întâmpla în orice moment. Putem foarte bine să vedem în luna august că piața o ia razna complet și că începem să creștem și să funcționeze lucrurile extraordinar. Dragii mei, este un moment extraordinar să vindeți 10% acolo unde aveți niște profituri foarte bune. Ok, dacă am 10x sau 5x deja pe un proiect și nu mă refer că nu o să-mi vând din tokenii de IDO sau cei care au utilitate undeva și care îi folosesc undeva. Nu mă apuc să vând din aia. Dar dacă am în BRC20, în Runes, în token, în Avalanche, în Solana, în nu știu, habar n-am, în toți ceilalți token sau în mulți din ceilalți token pe care i-am, am deja un 4x, un 5x, un 6x și am, nu știu, am 50 de monede. Și din 50 de monede, 30 dintre ele, bă, mi-s la 4x medie, hai să zicem, medie 5x. Că unele poate cresc 10-15x, unele cresc... Nu, dragii mei,
atunci tragi linie și zici, bă, frână, vând 10%. Vând 10% din ce am, stable. Ok, după care piața de acolo poate să meargă full în bull market, că tu mai ai 90% din portofoliu. Dar, nu știu, parcă simt că vine așa, poate greșesc, dar parcă simt că o să vină o creștere din asta, un pic de euforie iarăși, și după care ne mai luăm un dump. În aceeași măsură, deja stăm în range-ul ăsta destul de mult. Ne-am luat dump-uri după dump-uri după dump-uri. Este posibil ca de aici să începem să ne vedem de drumul nostru așa încet încet. Și să nu mai vedem scăderi din alea de 20%, 30% sau, nu știu, ca Bitcoin să mai scadă de aici 20%, dragii mei. 20% la 60.000, 2 ori 6, 12.000, 2 ori 4, 8, 13.000 de dolari ar trebui să scadă. Adică ar trebui să fie undeva la 51.000 de dolari. E greu să cred. Nu e imposibil, că l-am văzut la 52 sau 53 a fost acum o săptămână, două. Pe acolo a fost, nu? Sau 54, cred că în 54 s-a oprit. Unde s-a oprit? 54. 53.500, okay. Cred că a fost în mine. Dar în zona a fost. Problema este că se poate duce oricând, mă. Se poate duce oricând, pentru că el e tranzacționat pe future și pe future se pot face manipulările respective. Deci dacă vrea să-l duc acolo, îl duc. Deci nu vă faceți probleme că nu poate să fie dus dacă vrea să fie dus acolo și să scoată mâinile slabe din piață. Deci nu, astea sunt numai că noi nu vrem să acceptăm chestia asta. Trebuie să avem și ăla în cap, că s-ar putea să ajungă acolo și gata. Și în momentul când s-o adus acolo, ce fac dacă ajunge acolo? Ce plan am dacă ajunge acolo? Nu, nu, să nu exclude, mister, chestia asta. Deci eu vă spun... Eu n-am zis că o exclud. Nu exclud. 20% încă îl duce la nivelul de săptămâna trecută sau de acum două săptămâni. Se poate. Nu-l văd poate pe la 40 ceva de mii. Nu știu, dar aia nu înseamnă că dacă îl văd acolo o să mă apuce panica și... Nu. Tind să cred că în momentul de față vom mai rămâne totuși încă pe la nivelul ăsta o perioadă bună de timp. Și după care să începem încet încet să ne vedem de drumul nostru. Drumul nostru însemnând all time high și tot ceea ce vine cu all time high-ul la Bitcoin, Ethereum și după vor urma, e Valhalla. Ce va urma se numește Valhalla pe piața de altcoin-uri. Și noi trebuie să fim pregătiți acolo. Chiar trebuie să fim pregătiți acolo. Vreau să vă zic că în Valhalla ne ducem pe lumea înaltă. Păi nu e, băi, Valhalla la Viking. Era ceva. Valhalla era top. Să ajungi în Valhalla era o cinste. Da. Era o cinste, chiar dacă e pe lumea cealaltă. Nu, metaforic. Mister se referea că ajungi zeu, mă. Da, exact. Cel puțin, Romeo. Cel puțin. Șeful la zei. Nu orice zeu. Exact. Șeful la zei. Bun. De păcănele, dar numai de păcănele, are numai vreo 200 de miliarde de capitalizare. Nu? Cine? Cam așa, se pare. Cine? Poftim? Cine? Cine are 200 de miliarde capitalizare? Piața de păcănele, fără Bitcoin și Ether. Da, stai că mă uitam chiar acum, am văzut că a fost introdus o categorie nouă pe coin. Da, 220 de miliarde. 220 de miliarde are. Nu, gândiți-vă ce frumos ăsta, capitalizare, lichiditate, vai de mama lor. Deci astea pot fi ridicate la stele. Și foarte repede. Păi da, hai să vă spun eu că e numai una care o vezi acolo. Eu mă uit acum pe o categorie nouă care s-a deschis pe CoinGecko și este Pump Fund. Este acea platformă în care te duci și poți să faci tu ce meme coin vrei tu. E plină și este Pump Fun, este doar pe Solana și este o platformă în care fiecare poate să-și facă meme coin-uri. Este top. Cred că în momentul de față este cea care generează cel mai mare fee pe Solana. A venit, n-a băgat-o nici dracu în seamă pe Pump Fun în urmă cu câteva luni, iar în momentul de față cred că este platforma care generează cel mai mare fee pentru Solana. În fine,
Gândiți-vă că doar în ultimele 24 de ore, sunt doar meme coinuri, atât meme coinuri și mai tâmpenii, sunt 425 de milioane volum. În ultimele 24 de ore, de la Vigi, la Billy, la Caris, la Michi, la Elfi, la Oreo, la Rocky, la Mother, la Daddy, la Buddy, la Safe, la Zack, la a fost atunci cu asasinarea lui Trump. Tot așa a apărut un coin la 10 minute și a strâns 20 de milioane de dolari într-o oră sau ce în genul ăsta. Deci nu e, lumea nu e întreagă la cap. Văd și gen... Lumea întreagă la cap. Bă, eu am prins știrea aia fix înainte să iasă meme coin-ul, dar nu mi-a trecut prin cap, bă, o să iasă și un meme coin pe asta, știi? Și m-am uitat peste o oră și am văzut, bă, dă-te, dracu. Da, deci nu e. Mai era. Da, da. Da, deci e... acolo a fost de gunoi, adică care prind o grămadă de... Da, uite, mă uit, unele proiecte, uite, unul dintre ele, HMU, atât, creștere de 6753% în ultimele 24 de ore, PITO, 5183% ultimele 24 de ore, Alfa, 2559% în ultimele 24 de ore, Shiket, 2255%. Și mă uit totuși, lichiditate, 171.000, 97.000, 150.000, 100.000, fully diluted value, 1,7 milioane, 680.000, 1.800.000, 400.000 și adică noi, dacă vă trece prin cap cumva să umblați pe tâmpeniile astea, măcar uitați-vă să fie lichiditate. Dacă vedeți lichiditate de 5.000, 10.000, 20.000, 3.000, deci fugiți cât vă mâncă picioarele. Și dacă nu știți să vă uitați la un contract, dacă cât de cine este deținut, cât stocăne are, dacă deține sau nu deține, ziceți, dacă poate minta, dacă nu poate minta, sunt niște tool-uri pe care puteți verifica foarte simplu. Mai bine nu vă aruncați numai așa, vă uitați la procente, vă place cum sună și gata, îl iau. Că în decurs de 5 minute vedeți dita mai ragu. Așa că mai bine stați cu minți dacă nu înțelegeți cu ce se mănâncă asta. În fine, discutam de, ziceam la un moment dat, de încă pe la început. Eu vă spun sincer că dacă ar fi să mă uit în momentul de față în piață, v-am mai zis, cred că și în Zoom-ul trecut, eu am avut niște categorii pe care am vrut să mi le ating cu anumite proiecte, anumite cantități. Piața de IDO-uri, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-am atins-o, stau bine, acolo vă spun sincer că nu m-am uitat aproape deloc la cum evoluează prețul, nici nu mă interesează ce preț are Pols sau ce preț are ăsta, Decubate sau oricare altă platformă în care eu particip. Sincer vă spun, nu mă mai prea uit pe preț la ele, pentru că mi-am făcut obiectivul, mi-am făcut targetul și nu sunt neapărat interesat în momentul de față să iau. Chiar dacă prețul este unul foarte, foarte bun, că nu mă interesează să stau să mai îmi reduc media, să am luat câteva, dar am luat strict ca să fac o vânzare pe ele. În schimb, mai sunt unele chestii pe care am reușit să mi le ating cât am vrut eu. În schimb, sunt câteva în care nu sunt mulțumit de ceea ce am și nu aș putea să zic că, dacă mă întrebați cât Solana aș vrea să am, fără număr. N-aș putea să zic vreodată la Solana că, bă, gata, atât am, trebuie numai, mi-ajunge Solana. Am și acolo în cap o anumită cantitate, sunt departe de ea și cel mai probabil nu o să reușesc să-mi ating eu obiectivul ăla pe care mi-l dorez eu de Solana. Dar dacă ar fi, în momentul de față, dacă ați reușit să vă atingeți câteva din targeturile importante pe care le aveți și vreți să mergeți să jucați o variantă mai safe, nu vreți să mergeți să investiți în proiecte mai riscante sau mai, și vă mulțumește un 3x, un 4x, un 5x, un... atunci vă spun sincer, m-aș duce Solana fără blind m-aș duce pe Solana cu un target de preț plecând de la 500 de dolari față de ce avem acum, deci am avea un 3x. Eu vorbesc de un target, hai să zicem, conservator. 500 pentru mine este un target conservator pentru Solana. Am mai zis, eu văd la cel puțin 1000 de dolari sau către 1000 de dolari în acest bull market. În aceeași măsură, nu o să mă opresc niciodată din a vă spune că probabil bat câmpii și nu are nicio legătură și nu ajunge acolo. Nu știu, este ceea ce mi-am propus eu.
În schimb, la ce mai lucrez și cred că ar putea să fac minim 10x de aici înainte este Avalanche. Eu zic să vă uitați foarte atenți la Avalanche, pentru că Avalanche în continuare este unul dintre proiectele de top, este un proiect foarte bun, dacă mă întrebați pe mine. Și aș zice să vă uitați cu mare atenție la Avalanche și să mai acumulați dacă nu aveți. Avalanche a fost pe bull market trecut. Stați să vedem ce all time high a avut. 144. Na, eu cred că poate să-l depășească, dacă mă întrebați. Poate să-l depășească și poate să facă, eu zic 10x de aici, dar 5x este mai mult decât realizabil la Avalanche. Iar dacă vreți să jucați o variantă safe, este clar că puteți să mergeți acolo. Iar dacă ar trebui să aleg, nu știu, trei proiecte mai safe pe care ai vrea să investești acum, întotdeauna discuțiile le port în afară de Bitcoin și Ethereum, care se deduc de la sine că fac parte din portofoliu. În afară de Bitcoin și Ethereum, cred că m-aș duce pe Solana, Avalanche și probabil Chainlink. Dacă ar trebui obligatoriu, forțat să aleg trei proiecte. Pe astea trei proiecte m-aș duce. Cum? Perfect. FCI. FCI. Păi îl am și ăla. ASI, de fapt. Îl am. Da, da, dacă ar trebui să aleg doar astea trei, doar trei, m-aș duce pe astea trei. Acum, repet, FCI are posibilitatea să crească mai mult decât crește Avalanche sau Solana. Pentru că este pe o narrativă care cu siguranță va reveni în ciclul ăsta și va fi una din cele mai importante, va rămâne una din cele mai importante, partea asta de AI. Cu siguranță va rămâne una din cele mai importante narrative și cel mai probabil FCI o să poată să bată Avalanche și Solana și Link-ul în termen de procente. Dar stau mai liniștit cu astea trei decât aș sta cu FED. Dacă mă întreb pe mine, și aici discut de persoanele conservatoare, cele care sunt ok cu 2x, cu 3x, cu 4x, care vor să joace safe, nu vor să se uite în fiecare zi pe grafic și în wallet dacă le-a crescut, dacă le-a scăzut. E ok. Pentru astea ar putea să cred eu că ar fi o variantă foarte bună asta. De alege doar astea trei. Dacă mă întrebați de restul, slavă Domnului, vă zic, dacă mă iau din primele, Bitcoin, da, dețin Ethereum, dețin BNB, dețin Solana, dețin XRP, l-am de prin 2017, da, e așa de o pungă de semințe pe acolo, nu am nicio treabă cu el, nu mai cred că face ceva. Mi-a rămas rătăcit pe Ledger încă de pe atunci. Dogecoin nu am încă, Toncoin, care e pe locul 10. Ăsta va fi un chain de top în ciclul ăsta, vă spun. Doar că eu tot îl visez pe la $5 și nu m-am atins de el. Am zis, dacă consider că pe la $5 merită risk reward-ul. La $7 nu prea aș vrea să mai investesc și aia mi-asum că am pierdut trenul și prefer să iau ceva din ecosistem. Următorul Cardano, am ceva printr-un wallet din ăla, Pera Wallet sau cum îi spune, cred că am și din ăsta rătăcit, dar este insignifiabil. Tron, nu mă ating de el, nu mă interesează. Următorul Avalanche, v-am zis deja despre Avalanche. Shiba Inu, nu sunt interesat. Polkadot, dețin, nu mai vreau să iau. Chainlink, v-am zis mai degrabă și acum vi le spun pe cele din, nu știu, top 20, top 30 să zic. Bitcoin Cash, mort. Nici nu vreau să aud de el, e degeaba. Există un singur Bitcoin și ăsta este Bitcoin în care îl știm noi. Restul sunt niște păcănele, niște derivate, niște frustrați care au făcut ei fork din Bitcoin, că s-au gândit că-s mai deștepți și gata, lumea o să meargă și o să cumpere toate tâmpeniile astea. Țineți minte care sunteți mai vechi, era și Bitcoin Gold, era și au dispărut toate ca Bitcoin Cash la un moment dat în 2019 sau nu știu, 2019, cred că 2017, ceva de genul. Cred că era pe locul 2-3, era în top 5 proiecte, e pe nicăieri, locul 18, 350. N-aș cumpăra așa ceva nici să mi-l dea gratis. NIR Protocol,
da, e dețin, am pierdut vreo 200 de NIR pe porci și cei care sunt mai vechi știu despre ce e vorba. Mi-au zburat porcii cu NIR cu tot când am cumpărat NFT-urile alea de pe din ecosistem. Mai departe, Uniswap rămâne, este lider, dacă ați văzut videoclipul pe care l-am postat săptămâna asta cu analiză a trimestrului 2, Uniswap încă este lider în categoria lui, este cel mai mare DEX. Clar, cred că va rămâne aici și merită aruncat, eu zic că și asta o să facă ceva. Dețin și Uniswap, vă zic, dețin aproape foarte multe, foarte multe. Cantitățile diferă, v-am zis, unele sunt mai mici, unele mai mari, în fine. Leo token, ăsta este tokenul celor de la Bitfinex, cred că. Token de exchange, nu știu ce să zic, nu mă pronunț. DAI-ul este stablecoin, Litecoin nu mă interesează de niciun fel. Pepecoin, eu zic că știți vorba aia că dacă n-aveți un bătrân să vă cumpărați unul. Dacă nu aveți un wallet de meme coinuri, eu zic că nu e bine. Ar trebui să aveți măcar 5 meme coinuri să aveți acolo. Și dacă ar trebui să aleg acum meme coinuri, m-aș duce probabil la fel pe varianta safe. Nu încercați să jucați păcănelele astea cu proiecte cu meme coinuri care apar de pe azi pe mâine și care nu știu, dacă nu sunteți în fața graficului și mergeți să fumați o țigară sau să beți o cafea și când vă întoarceți, ar putea să vedeți că e zero complet. Deci nu intrați în proiecte de genul ăsta. Că vreți totuși un portofoliu de meme coin-uri, mergeți pe cele deja consacrate, gen Bret de pe Base, Pepe Coin de pe Ethereum. Eu cred că Pepe o să devină probabil cel mai puternic proiect de pe Ethereum, ca să spun așa, și cred că și e. Adică nu cred că este vreun proiect care să stea mai bine decât Pepe. Dogecoin e pe chain-ul lui, nu-l putem pune. Dogecoin e Dogecoin, dar Pepe este un token ERC20. Deci Dogecoin nu e cazul, că Dogecoin e el, la el acasă. Nu este pe, nu este IVA. Pepe nu am apucat să iau. Chiar astăzi cred că m-am uitat, mi se pare că era la un 0.29 față de all-time high și mi se 0.33, dar am mai pierdut un pic. Încă mi-e greu să mă ating de el când văd că are o creștere de 760% în ultimul an de zile. Am așa am o reținere, deși are toți token în piață în momentul de față, cred încă că poate să mai facă încă mult de aici înainte. Dar are deja o capitalizare de aproape 5 miliarde, cel puțin la prețul actual. Da, cât să facă? 10x se duce. Dogecoin mi se pare că a avut 80 de miliarde, dacă nu mă înșel, în bull market-ul trecut, maxim. Cred că a avut capitalizare maximă 80 de miliarde. Stați să vedem dacă greșesc sau nu. Dogecoin. Poți să bagi în MagaCoin. Da. Că iese trambubul. Da, și la ei. Da, dar și-a cam făcut capitalizare la bursă Dogecoin. Haideți să vedem, să mă duc pe maxim. Haideți să trag aici. Deci a avut maximul în 9 mai 2021. Da, 82 de miliarde. Am ținut bine minte. Ok, acum Pepe. Haideți să zicem că se duce la capitalizarea lui Dogecoin. Dacă presupunem că vine bull market-ul ăsta, o să fie de cât să fie? De 6 trilioane, de 8 trilioane, dacă l-am avut de 3 trilioane în ciclu trecut, să se dubleze market cap-ul. Păi 6 trilioane, hai să facă 2x, na, să zicem 9 trilioane. Cu siguranță Dogecoin de la 80 de miliarde se duce la 100 și ceva, posibil să ajungă și Pepe, na, la un 10x, 15x de aici. Deja are o capitalizare foarte mare, dar la repet, dacă vreți să jucați jocul ăsta al meme coinurilor, mergeți pe cele reprezentative din fiecare chain. Pentru Ethereum în momentul de față avem Pepe și avem, nu știu cine mi-a zis, de Mog sau de și ăla este un meme coin destul de înfipt pe
destul de înfipt pe, cred că e tot pe Ethereum, nu l-am nici pe ăla, dar știu că citisem o știre la un moment dat, chiar astăzi, despre o balenă care a vândut destul de mult și a făcut un profit de vreo 2,3 milioane de dolari, dacă nu mă înșel. Dați-mi voie că vă spun acum. Da, o balenă care a vândut MOG, de MOG bănesc că discutăm, a vândut 880 de miliarde de MOG pe 1,44 de milioane de dolari, mai exact pe 423 de Ethereum și 126.000 de dolari de USDC. Și mai are încă 420 de miliarde. Dar a făcut un profit de 2,43 de miliarde pe MOG. 2,43 de miliarde a făcut pe MOG, dragii mei. Da, da. O încă o chestie pe care trebuie să o reținem este că în cazul de față, gândiți-vă că ok, a făcut un profit de 2,43 de milioane, dar dați-mi voie că citisem undeva de fapt când a cumpărat și de cât a cumpărat. Nu un pic. Balena a vândut 880 de miliarde pentru 423 de Ethereum. A cumpărat 1,58 trilioane de MOG folosind 70 de Ethereum. No, ok. Câți dintre voi, presupunând că aveți, sau nu știu, câți dintre voi ați avea curajul să puneți la bătaie 70 de Ethereum? 70 de Ethereum la prețul actual sunt 200 și vreo 20.000 de dolari. Deci omul a făcut... Mai sunt și informații de inside, mister. Cum? Deci ăștia mai fac și ei între ei. Mai sunt și inside. Probabil, nu contez, dar discutând, ipotetic. Ipotetic discutând. Lumea bă, depinde, stai să zic. Depinde cât reprezintă din portofoliu. Dacă reprezintă 5% din portofoliu, eu vă spun că am curat zero, adică nu fac în viața mea așa ceva. Dacă reprezintă 1% din portofoliu sau 0,5% din portofoliu... Ce vreau să subliniez iarăși este faptul că lumea se uită și zice, băi, a făcut 2 milioane jumate, a făcut profit. Dragii mei, a făcut 10x. N-a făcut mare șmecherie. A făcut 10x. Adică pare mult, nu? 2 milioane. În cât timp l-a făcut? În cât timp? În 5 luni. Da, așa că spun acum. Adică nu, omul i-a făcut rapid. Deci, the whale is gaining an estimate. Deci, balena a câștigat un profit estimat de 2,43 de milioane plus 1961%. A cumpărat în 17 august. Ta-na-na. 2023. Deci a avut ceva. Era să zic ce, dar suntem pe live. Dar l-ai văzut pe ăla de a schimbat 2,4 milioane de dolari din WIF în MUMU astăzi? Și a crescut MUMU ăla de la VEM pe Solana Saga 1. Ia stai vreo 80%. Ia stai că am Saga aici. Stai să vedem ce a făcut. Adică poate fi milionar și nu știu. Oi, am primit 5 milioane doar. MUMU. Da, e păi sus. Da, am mai cumpărat 50 de milioane, Sorine. Glumesc, n-am cumpărat. Glumesc. MUMU, dă, mam! 360 de dolari. Da, a crescut. A vândut 2,4 milioane de WIF, a făcut swap. Și nu a dus în cap WIF-ul. Nu știu. Adică nu cred că l-a dus, pentru că WIF are o capitalizare foarte mare. WIF. A ridicat market cap-ul la 140 bine, de milioane. La de la 140 de milioane la 820 de milioane în câteva minute. Pentru MUMU. Eu îți spun foarte sincer că acum după Zoom mă gândesc dacă tot a dat atât de tare în el. Probabil că o să vând jumătate din... Ionuț l-a vândut la 40 de dolari. Cum? Și Ionuț al nostru, George, l-a vândut la 40 de dolari când l-a primit el. La mine e simplu, nu-l vând pentru că efectiv telefonul ăsta Solana Saga îmi stă acasă și nu mă ating de el. Eu nu știu pe unde e, dar m-am uitat azi un wallet.
Păi nu, nu, eu l-am, dar mie acasă, nu îl mai port după mine, pentru că, na, dar am uit chiar acum. Valorează 2900 de dolari ce am pe aici. Și ne-am dat 600 de dolari pe telefon, 700, adică, păi nu e rău. Ai mai vândut și din bong. Da, mai vândut și din bong, dar n-am luat nimic de aici. Adică ce am vândut, am mai tranzacționat, am mai luat un pic de bong, Solana, nu știu ce, între ele. Dar ăsta e. Ăsta e, dar na, sunt scăzute. Unele dintre ele sunt scăzute. Și de asta, pentru că la un moment dat stătea mult mai bine. Și Boncu este pe minus acum. Access Protocol valora mai mult. Cat in a Dog World la fel valora mai mult. Wenu valora mai mult. Dar știu că unele dintre ele am mai vândut așa câte un 50% din ce aveam. Am schimbat în Solana, știi? Și am zis, bă, e, că... Da, Mumu, dacă... Stai să mă uit acum pe Mumu. Ok, poate să mai crească el nu știu cât, dar în momentul în care vedem creșteri de... Ok, are 7% într-o zi. Până ăsta e un moment în care marchezi ceva profit. A fost mai mult. Când ai 100% aproape creștere într-o zi. Ok. Da, a fost mulți de 0,76 și acum este 0,70. Adică a pierdut un 10%. Nu, 7%. Mai puțin de 10% a pierdut. Da, stați așa ca să nu mai pierd eu timpul. Mumu the bull. În momentul ăsta facem swap direct select token Mumu the bull și uite, luăm o Solana. Hai așa să vedem. Ce? Nu, no, păi nu, no, Sorin, că poate să duce, faci 1000x de aici, măcar să știu cum e. Jumate, da, da. Păi de jumătate din el, nici măcar jumate cred că nu vând. Da, nu vând jumate, pentru că valorează 350 și eu iau doar o Solana. Așa că... nu, no, profitul n-a omorât pe nimeni niciodată. Că greșești să mai duce Mumu de aici încă 10.000, nu, no, să fie sănătos, mai am încă 50%, oricum l-am primit gratuit. Adică, na, ce să zic. Și probabil că o să pun, uite, pe jumătate de Solana o să pun ordin pe Dex să-l cumpăr pe Mumu înapoi. Bă, dacă mi iese bine, dacă nu mi iese, Dumnezeu cu mila, ce să zic. Bun. Rămăsesem pe prima pagină, cred că. Da, v-am zis, o parte de memecoin-uri, recomandarea mea este să faceți. Încă eu la capitolul ăsta am câteva dintre ele, stau destul de bine pe Solana, adică cam ce am luat de pe memecoin-uri, Dogwithhead, Bonk, în principiu Dogwithhead și Bonk, acolo stau, pe astea două stau bine, restul sunt așa, ce ați auzit din astea, mărunței, cum se spune, câteva care le-am primit airdrop și Bonkul l-am primit airdrop, doar că acolo am primit un airdrop foarte mare. Și v-aș recomanda să vă alegeți cam ce e premium de pe fiecare chain. Nu mergeți chiar în coada clasamentului, chiar dacă pare tentant. Nu mergeți și cumpărați orice chestie, că nu e ok. Bun. În fine, mai parcurgem noi lista asta la un moment dat, că mai avem încă suficient timp. Cineva, rog pe cineva dacă se poate, trebuie să dau urgent un telefon și dacă poate cineva să preia, poate mai discutați ceva, orice. 2 minute până dau un telefon, că mi-e urgent să dau telefonul ăsta și mi-e comod să vorbesc cu ea așa, adică să vă zic, băi, uite, am un telefon de dat nou, supliniți-mă un pic, careva. Ziceți careva, ce ați mai cumpărat și în ce vă place? Am o narativă asta Layer 2 pe Bitcoin. Nu s-a mai spus nimic despre ea. Deci e o narativă care va funcționa în bulbarul. Layer 2 pe Bitcoin. Layer 2, STX-ul. Da. DeFi-ul pe Bitcoin vine și nu se mai oprește. Și când va veni, uitați-vă ce capitalizare are acum în raport cu Ethereum. Când va veni DeFi-ul pe Bitcoin, să vă țineți bine. Revin într-o secundă. Chiar
Sunteți careva de aici care sunteți amatori sau ați închis capacele pe Bitcoin? Salut băieți, și eu aș vrea să zic ceva, dacă se poate. Mă auziți? Da. Spune. Da, mi-am făcut KYC-ul la Multiversic și am făcut cardul acum vreo săptămână și am văzut că este valabil doar 3 ani. Sunt doar eu singurul cu problema asta. Normal, cardurile trebuie să fie valabile vreo 5 ani. Nu? Zic bine? Stai, cardul fizic sau cardul virtual? Momentan virtual, fizic, trebuie să-mi vin acasă, dar presupun că, na, dacă îmi vine acasă fizic, are tot aceeași valabilitate, nu? Stai, nu confunda, virtual e virtual, fizic e fizic, deci sunt două carduri diferite, cu alt număr, cu alt de-asta, SCP-ul ăla și acolo, e cu totul alt... Și la cel virtual doar 3 ani se dă. Stai că-ți spun acum, spun eu cât e la mine. Ca să stai liniștit. Numai un pic să intru, să văd dacă pot intra așa repede să-ți și spun. Dar aia nu e nicio problemă, chiar dacă e pe 3 ani de zile, că ți se poate renoi. Deci că, și dacă ți se suspendă sau așa mai departe, deci el ar poți face... Așa primești 2-3 ani. 2-3 ani, bine, da. Pentru securitate, că în momentul în care ți se emite unul nou, da, se dă alt CSV-ul, știi? În caz că ți-l copiați cineva sau ți-l are, nu e indicat să-l ai pe 5 ani sau 10 ani. Da, am înțeles. Da, am văzut pentru că și la Binance, și la Crypto.com, și la Coinbase le aveam pe 5 ani și la celelalte fiice bancare, tot la fel pe 5 ani. Dar mă dau asta oare de ce pe 3 ani? Cred că mi s-a întrerupt iară. Mai auzit de pe 2 ani. Da, wow, deci eu am un an în plus. E bine atunci. Ce zici, mă, că nu te-am auzit? În 2024. Al meu, mie mi-a arată până la 11-2026, ăla virtual. Deci tot pe 2 ani. Da, și eu l-am până în 2027. Nu, vezi? Mai trecut, l-ai făcut mai târziu. Da, am beneficiat un an. Dar fii atent că și ăla fizic, apropo de asta, de ăla fizic, ăla fizic tot la fel are. Tot așa, e tot pe 3 ani, da. Dacă eu l-am făcut anul trecut și până în 2026. Așa e, până la 12-2026. Da, bun. Bine, mulțumesc băieți. Deci cam asta vreau să știu. Suntem în aceeași barcă. Păi nu, dar asta chiar nu e o problemă cu valabilitatea cardului. Eu nu înțeleg unde e problema. Și dacă e pe un an de zile, ți-l renoiești, care e treaba? Deci nu te speria la chestiile astea. Da, știam că îl pot renoi, dar am vrut să întreb oare, bă, dar oare am făcut ceva greșit acolo în KYC? Sau de ce mi-a dat pe 3 ani și nu pe 5? Ia să întreb eu băieții, poate la ei e pe 5. Da, așa ca da, și idee. Da. Nu? Vezi că acum îl poți adăuga și în Google Pay. L-am adăugat deja, instant, imediat. L-am adăugat la celelalte carduri bancare. L-am adăugat acolo, în caz că... Ok. Da, mulțumesc pentru mate. Plăcere. Mă, v-am întrebat cu Lerdo pe Bitcoin. Aveți careva investiții în ele? Nu prea. Nu. Nu vă interesează. Nu vă interesează un DeFi pe Bitcoin. Nu vă interesează un DEX pe Bitcoin. Păi nu, că acum are procentul... Nu zice nimic, mă. Poftim? Avem doar că nu zicem nimic, stăm ascunși. A, stați ascunși, da, știu, vreți să vă schimbați păcănelele în Bitcoin fără să vadă nimeni. A, că știu, de-abia așteptați să apară ălea Atomic Swap-ul și mai știu eu care să dispăresc cu banii prin El Salvador. Da. Da. Eu văd o creștere foarte mare pe ăsta, bine, s-a mai discutat pe AI, toată lumea știe că gata, că totul e cu AI și așa, și pe Real World Asset. Văd iar o narrativă. Că o întreba cineva pe chat. Ăstea trei le văd eu acum. Acum că mai apar nebunii, vor mai apărea. Clar că o să mai apară. Lângă vom avea și meme-uri, dar într-adevăr astea top oricum. Dragii, și fundament, știi? Dacă aveți copii, știți cum e. Dacă n-aveți, probabil mă înțelegeți mai greu. Când ai copii și mai trebuie să mai surți, să mai vezi unde vin, nu vin, ce fac. Și asta e. Bun, Memat, ce ai ridicat la fileu? Ce ai întrebat? Am ridicat la fileu LR2 pe Bitcoin, pentru că nu s-a mai prea discutat și eu zic că asta e o narrativă super. Bine, pe lângă real world asset-urile care RVA-urile, la care am discutat, cred că din 2022 despre ele. După aia au început chestia cu AI-ul și acum...
Când am făcut eu videoclip de RVA, nici dracu nu discuta de ele, să mă scuzați de expresie. Da, deci eu știu că am și încet aici, chiar am discutat, cred că de prin 2022 sunt înregistrate ceturile și am mai discutat și la Călin pe grup de chestiile astea. De... Dacă mai țineți minte, eu vă spuneam și de chestia cu Soul Market-ul, că era în decembrie 2022, când era la se vin tranzacționa pe la cenți și așa mai departe. Și am zis, bă, uitați-vă că acolo e o narativă, uitați-vă că e o narativă. Și pe care ai scos, într-adevăr, cred că cu RVA l-ai spus înainte despre așa. Dar oricum, tokenizarea asta pe ce se va pune în funcțiune la un moment dat cu Real World Desk-urile, bine. Acum deja funcționează, dacă va fi efectiv, când efectiv poți investi în așa ceva fără nicio problemă și să fie cu custode și așa mai departe, va fi ceva... BlackRock o dă înainte rău cu activele astea tokenizate. Da. O dă rău. Bă, dar e și simplu să ai așa ceva, pentru că ești foarte flexibil. Deci în momentul ăla tu nu mai stai să ai o grămadă de... Deci ești practic, tu poți să cumperi oriunde, orice vrei în lumea asta, fără să mai ai nicio problemă, știi? Și să fii și sigur, mai ales dacă ești bine pus la punct și ai un custode care reprezintă, care e de încredere și așa mai departe. Deci eu zic că în următorii 10-15 ani se va ajunge să fie cam aproape tot tokenizat. Pentru că asta e direct. Acum ferească Sfântul să se întâmple alte minuni. Vorbim în condiții normale de trai și alte treburi, da? Mm-hmm. Avem timp destul să mai vorbim. Ideea este că narativa este una. Noi trebuie să fim foarte atenți când vine vorba de proiectele care vor fi pe narativa asta. Să nu credeți că tot ce zboară se mănâncă. Nu toate care sunt construite, așa zis, pe narativa RVA vor fi și cele care vor performa. Nu, sunt multe aspecte. Trebuie să Uită-te la ce s-a întâmplat, că acum și tu cunoști în dotcom bubble în 2001. Deci gândește acolo ce frumos. Acolo ai cea mai bună explicație. Deci clar că o să apară o grămadă de meme-uri pe așa ceva. Și pe Layer 2, pe Ethereum sunt și pe Bitcoin o să apară o grămadă de porcării. Clar că o să se... Și apropo de ce spuneai tu că cu lumea că e dezamăgită, că Navi AI sau mai știu alte proiecte care au probleme sau... Păi ce se vede acum, e mic copil pe lângă ce o să vedem în creșterea, în Alcoin Season. Deci când vor crește toate, atunci o să vedeți racul, că atunci lumea o să arunce cu bani în stânga și în dreapta de nu se văd. Atunci toți o să arunce cu bani în toate porcăriile care o să apară. Atunci o să vedeți racul. Acum încă suntem la așa, mai apare un rac din când în când sau un posibil rac. Dar în momentul când va crește piața și majoritatea participanților la Marea Păcăniadă din 2024-2025 vor fi plini de bani. Bani care au făcut foarte ușor și atunci o să-i arunce. Da, noi e... Ideea este următoarea. Dacă cineva are impresia că intră în piața asta și tot ceea ce faci înseamnă doar profit, eu vă spun să nu mai intrați. Că n-are rost. Dacă cineva intră în piața asta și are impresia că o să aibă flerul ăla de a cumpăra doar proiectele care o să performeze și o să meargă și cu echipe bune și cu chestii de genul ăsta, vă spun că n-aveți ce căuta aici. O să ne luăm țepe și nu una. O să ne luăm multe țepe. Că și țepe nu neapărat voite. Unele voite, altele... Păi mei, nu mai pot să ducă, pentru că sunt, credeți-mă, și în perioada asta și în piața asta sunt proiecte care deja respiră greu. Nu mai au bani să-și plătească developerii, să ducă mai departe, încă le e greu. De ce? Hai să spunem lucrurile pe fază. Sunt trei tipuri de țepe în așa ceva. Deci așa în mare, generalizat. Îi țeapa clară cu racpul, cum ne-a mai și luat-o, că ne-a luat-o toți, adică cel puțin odată. Când adună fonduri și dispar. A doua țeapă, îi țeapă aia când ei de fapt construiesc și la un moment dat spun, bă, asta este, nu mai funcționează. Și a treia, ei chiar vor să facă, dar nu le reușește. Deci asta este. Aia nu prea e o țeapă, că nu le-a reușit. Adică, bă, oamenii și-au dat toată silința, condițiile de piață sunt cum sunt, sunt probabil pe o corecție, eu știu, apare... alt proiect mai bun, le dă peste cap sau alți investitori și asta este. Deci astea sunt cele trei categorii mari de așa zise țepe.
în chestia asta. Deci prima e cea mai urâtă, dar aia e un duș rece și ți-ai, între ghilimele fie spus, ți-ai luat-o și ai plecat, te mergi mai departe. A doua e un pic de durată mai lungă și a treia de durată și mai lungă și dureroasă, pentru că tot sper că își va reveni pe ei. Cam asta e. De așa le văd eu țepele astea. Sau investițiile. Dar să ținem cont că suntem la o chestie experimentală care încă, și mai ales că noi investim în așa zisele startup-uri, cum ar veni în marea tokenizare. Asta investim noi. Deci investim cu un nivel de risc extraordinar de mare. Deci, în primul rând, e o piață volatilă și, în al doilea rând, investim în ceva în care, de fapt, e un experiment. Deci cine crede că investește aici, că i-a pus cineva pe perete o analiză super mega și un proiect de viitor și așa mai departe, ăla e cu un nivel de risc extraordinar de mare și reușita unui proiect de genul ăsta e undeva la 10%. Eu zic că din 10 proiecte, unul pleacă mai departe ca lumea sau chiar, hai să zic, în două din 10 în care investim. Deci cam aia, dacă îți faci calculul așa, atunci nu vei fi dezamăgit. Știi? Dacă ai investit în 10 proiecte, să zici, în 10 proiecte cu 2 să mergi ca lumea, cu încă 2-3 să mergi la limită și cu restul 5 să-ți ia adio de la bani. Și atunci nu fi dezamăgit. În medie. Acum, fiecare cum. Și cum și le alege. Știi? Că ai văzut cum intrăm în bull market în proiecte, mister. Cât de mult analizăm pe ele. Te rog să îmi zici, nu știu ce ai întrebat, într-un final am reușit să dau de cine căutam la telefon și nu am fost pe fază. Te rog. Nu, vorbeam de proiectele din bull market când investeam în ele. Cât de mult făceam noi analize la un moment dat pe ele? Am avut discuția asta. Chiar am avut discuția asta și mie îmi place foarte mult ce se întâmplă în momentul ăsta. Când vezi o grămadă de persoane care mai de care vin și fac analiza, se uită, mamă, dar tokenomics, echipa, că uitați-vă că ăla, băi, nu e nu e ok. Și văd pe Twitter foarte multe analize de genul ăsta, care mai de care mai deștept se vine să ne spună cât e de bombă sau de bun sau de prost proiectul ăla. Dragii mei, în bull market nimeni nu se mai uită la nimic. Ca înecații investesc toți dreapta, stânga. Eu nu zic că este corect. Întotdeauna recomandarea mea este să vă uitați un pic pe el acolo. Ok, dacă nu știți să faceți asta, dar nu mai e timp. Dar nu mai e timp. Aduți aminte clar, în 2021 că aveai câte și câte 3 și câte 4 și câte 5 până la zi, da. Aveai și 2 la aceeași oră. Deci de avea ăsta pe lansarea tokenului. Deci sau când trebuia să intri la fără. Și în plus acum, Memat, vă mai spun ceva. În condițiile în care eu în Bullport am refund garantat. În condițiile în care cum îi spunem ăla, că asta e o platformă nouă de IDO în care am intrat, BRC Starter, pardon. Am refund garantat. În condițiile în care în SIPAD am refund garantat. În condițiile în care stai să mă mai că mi le-am mutat pe toate într-un alt wallet. Decubate am refund garantat. Avalanche am refund în anumite condiții. Ok. Solanium am refund în anumite condiții. Și Firestarter din ceea ce știu are anumite condiții. Și mai sunt încă. Ok, nu are Polka Starter, nu are Coinlist-ul, DAO Maker are refund garantat, CDFi are refund garantat, din ceea ce știu, Engine are refund garantat. Ok, de ce să stau să-mi bat capul? Păi lucrurile simple. Dacă îmi face duduie și îmi recuperez investiția din TG sau ala, intru, îl iau. Dacă nu, la revedere. Ok, la celelalte unde nu am refund garantat, la celelalte care, în special în proiectele care sunt în seed sau în private, acolo deja e un pic mai complicat pentru că nu știi cât mai are proiectul ăla până când o să fie lansat în piață. Și aș prefera să fie lansat în piață în perioada asta de bull market, nu doar acum să-l dezvolte. Ok, la alea te uiți mai atent. Eu nu recomand nimănui să investească fără să se uite în ce pune bani. Dar când ai condiții cum sunt pe launchpad-uri, pe acolo, în primul rând, acel launchpad a făcut un due diligence când a adus proiectul. Poate îți mai pricepuți ca noi sau poate nu. Și nu trebuie să ne bazăm pe el.
Dar, cum ziceai tu mai devreme, bă, când vin pe bandă rulantă, efectiv nu o să mai ai timp. Și nu mai punem la socoteală că unii nu știu. Unii nu știu. Și numai că vin pe bandă rulantă, dar tu mai ai profit făcut, că tu, în momentul în care el o să ruleze, tu o să ai o grămadă de profit și profitul ăla ești, nu să zic așa, ești, bă, hai să-l reinvestesc într-un fel, o parte din el care e un pic mai limitat. Dar sunt persoane care, de exemplu, dacă au avut un noroc pe un IDO să facă un 10-15X și vede cât ori s-au făcut banii, probabil o să tot încerce să facă ea 10-15X pe altele și acolo s-ar putea să aibă probleme. Știi? Acolo e unde îți pot fura, mai ales dacă... Nu o să aibă probleme dacă respectă un plan foarte simplu. Ok, cât ai făcut? Am făcut $300 profit. Ok, $150. Ai voie să-i pui înapoi? Dar de $150 nu te atingi. Bă, dacă numai atâta te întinzi, te întinzi doar de $150. Nu-i bagi înapoi, da, apare, eu știu ce zici, dar apare narativa X, care de fapt rupe totul. Apare, eu știu ce, layer 15. Apare, dacă vrei să rămâi cu bani la final de bull market, nu te atingi de ceilalți $150. Da, eu știu ce spui, foarte simplu acum cum vorbim noi, deci e foarte simplu, dar eu știu ce se întâmplă în momentul ăla, mai ales că acum, hai să zicem că noi suntem o mână de oameni, suntem 100 de persoane, 120 de persoane. Noi poate să zicem niște 120 de persoane, respectăm planul ăsta în proporție de, să zic, hai să zic 100%, că toți încă suntem... 1000 și ceva de persoane ascultă pe YouTube și chiar dacă am zis o încă de 10.000 de ori, repetiția este mama învățăturii. Atât o spune, până lumea o înțelege. Da, dar o să vezi, că o să intri, adică sunt persoane care o să intre și în fondurile alea, pentru că apare narativa lui pește prăjit, eu știu pe ce IDO și nu mai are bani, și o să intre și în bania, pentru că ce lasă, bă, că asta e o narativă foarte bună, am intrat în alea două proaste, mi-am cheltuit banii, nu mai am bani, o să mai intru ca să-mi recuperez pe ceilalți. Vă spun eu exact psihologia. Bineînțeles că o să fie persoane care fac asta. Ideea este ca cei care ascultă acum și asta să învețe totuși că nu este o decizie bună. Am trecut prin ea, am făcut-o și am văzut că nu este o decizie bună. Am făcut-o și eu de 10.000 de ori. Am făcut treaba asta. Pentru că în 2021 puteam să ies foarte bine din toată piața asta, puteam să ies mai mult decât bine dacă nu-mi tot reinvesteam profitul. De eu l-am tot reinvestit, mi-am făcut aer, am luat mai mult de la, m-am tot dus. În loc la un moment dat să fi zis, bă, frână, că ajunge. Și dacă respectam planul ăla atunci și ziceam, bă, jumătate pleacă acolo, jumătate pleacă în wallet-ul. Păi da, hai să zic unde a fost greșeala. Atunci nu că te-ai reinvestit, a fost o chestie, asta e, n-ai știut, învățăm, nu e o problemă asta. Problema a fost că se vorbea cu totul altceva atunci, că se vorbea de super cycle, că de fapt Bitcoin 100.000. Hai bă, aduceți-vă aminte, hai să ne înțelegem, că nu a fost chiar așa simplu, cum acum după război putem zice, bă, ce deștept eram, dacă făceau că nu mai fac. Dar atunci se vorbea cu totul altceva. Gândiți-vă, acum uitați-vă la o narativă de care toți vorbim acum și ne tot dăm așa. Apare Trump că rezervă strategică în America. Păi asta o să dea în cap la foarte mulți, pentru că asta și vor să facă. Rezervă strategică, gata, cumpărați acum că se termină. Și iarăși o să vadă super cycle. O să fie rezervă strategică și Ethereum, o să apară Solana ETF, o să apară XRP ETF, o să apară, eu mai știu, alt ETF și numai rezervă strategică și acum ne apucăm bănci să cumpărăm. Hai că băncile acceptă colateral și Solana, hai să cumpărăm Solana, hai să cumpărăm, eu nu mai știu. Deci o să apară tot felul de șmecherii de genul ăsta ca să spure banii. Deci clar că era dinainte, nu o să le mai mușle ele, dar o să mușcăm la altele probabil. Vă spun eu, adică trebuie să tragem cu dinții ca de nu mai știu ce de noi ca să putem reuși să trecem, că suntem retail, mă. Deci noi nu suntem pe fonduri și cu sume foarte mari de bani ca să reușim. Dar dacă avem o limită și avem o chestie bine pusă la punct, e clar că o să te mulțumești cu atâta și nu o să te mai duci mai departe, chiar dacă piața se duce mai departe fără tine. Și asta e. Deci să fim mulțumiți cu cât am făcut. Exact. Asta important este să, când tragem linie, să vedem că lucrurile arată aproape de ce ne-am dorit noi, pentru că vă garantez 100% că nu o să arate cum v-ați dorit voi. Pentru foarte puține persoane poate o să arate mult mai bine decât se gândesc acum. Dar din păcate pentru marea majoritate o să arate rău, pentru o mică majoritate o să arate bine, aproape de ce și-au propus, dar poate nu chiar acolo, și pentru foarte, foarte puține o să arate mult mai bine decât și-au propus. Din păcate, puțini o să fie cei care vor rămâne cu bani mulți din cripto. Dar
Pentru că asta e cel mai greu. Vă spun că e foarte greu să te abții să nu cumperi când ai bani. Este foarte greu când ai făcut, tu ai intrat cu câteva sute de mii, câteva sute de dolari și vezi că ai 20 de mii, te consideri invincibil în piața aia atunci. Și dai și zici, mamă, din 20 de mii o să fac 100 de mii. Când tu de fapt ar trebui să te uiți că din 300 de dolari ai făcut 10 mii sau 15 mii. Probabil că nu ți se par 10 mii, 15 mii mult, că zici, bă, ce, nu-mi iau mare lucru. Adică nu pot să fac o investiție sănătoasă într-un apartament, într-un teren, într-un, nu știu, fiecare ce consideră. Nu mi-ajung. Și atunci mai trag să fac 100 de mii. Dar nu la asta trebuie să te uiți că ai mai putea să faci 100 de mii. Trebuie să te uiți că de la 300 de dolari ai ajuns să faci 10 mii. Dau un exemplu. Sunt o grămadă de bani pe care ai făcut procentual. Și trebuie să știi să te oprești. Ai făcut 10 mii, ok. Trage pe dreapta 6 mii sau 7 mii și cu aia alți du-te în Valhalla și riscă. Că dacă ai făcut odată de la 300 la 10-15 mii, poate reușești cu ea 4 mii să-i faci 40 de mii. Dar știi că ea 6-7 mii ți-ai tras pe dreapta când tu ai plecat cu 300 de dolari la drum. Asta e cel mai important. Da, corect. Corect. Deci cine reușește să facă acest lucru, să știe să pună frână în momentul când trebuie pusă frâna și să ducă mai departe cu o sumă mai mică, e un risk management pe care îi recomanda. Deci e super, super idee. Dacă tot ai reușit să faci chestia asta, du-te mai departe cu procent și dacă ăla nu ți iese, cu ce te duci, în riscul pe care îl iei în continuare, ca da, să rămâi practic. Ăsta va trebui să fie un subiect de discuție atunci. Acum încă este mult prea devreme să discutăm noi de ele. Noi le discutăm ca să le spună în diferite minte. Și acum e bine că discutăm, mister, pentru că în momentele alea s-ar putea să avem mai puțin timp. O să spun în momentele alea ce se întâmplă. O să fim pe live 500 de persoane, 700 și nu o să mai poți tu vorbi cum vorbești acum. Deci nu mai cum, o să fie tot felul de alte întrebări. O să fie întrebări, băi, în ce băgăm să facem 3x pe proiectul următor sau eu știu pe ce narrativă sau cum facem să punem nu știu ce, să farmăm nu știu ce și nu o să mai timp de discuții de chestiile astea. Adică vom fi un prim bull market, în prim bull market, alt season, că aia, da, despre aia e vorba în momentele alea, acolo se așteaptă, acolo e bomba, unde practic o să facă toată lumea bani. Bun. Atunci o să vezi ce greu o să fie să mai vorbești de strategii din astea de risk management și de parcarea profitului pe dreapta sau investiții în asset-uri mai sigure. Profit, dacă tot ești cu risc în continuare. Adică dacă pleci cu risc în continuare, măcar să bagi riscul ăla ceva care e ceva mai sigur și care crezi că pe termen lung va avea ceva Bitcoin. De spus. Bitcoin. Da. Bitcoin. Asta e un exemplu. Exact. Bun, dragilor, haideți că suntem deja de vreo două ore jumate. Mă bucur să văd că cu cât înaintăm stăm mai mult, cu atât mai multe persoane. E mind-blowing câteodată. Dar cred că am atins destule subiecte pe ziua de astăzi. Deja suntem de două ore jumate și ar trebui să ne și odihnim. Pentru că ne așteaptă un bull market extraordinar. Ca idee. Ca să sumarizăm cât de cât. Începusem cu ETF-ul pe Ethereum, care chiar dacă a avut ieri, a ieșit pe minus, ca să spun așa, v-am spus, este Grayscale care vine și ne încurcă destul de tare, dar la un moment dat se va termina, la fel cum s-a terminat și cu Bitcoin, pentru că și-au terminat la un moment dat ce aveau de făcut dump în piață și ulterior au început să cumpere și ei. Se pare că mai cumpără, mai vând, e ok. Cel mai probabil se va întâmpla la fel și cu Ethereum, deci trebuie doar răbdare pentru treaba asta și tind să cred că încă mai stăm un pic așa. E important de văzut ce se întâmplă săptămâna asta, ce se întâmplă săptămâna viitoare în 31 când vine și vorbește Jerome Powell, pentru că e încă un catalizator în piață care poate să vină să miște prețurile. Personal, eu cred că undeva de pe la mijlocul lui septembrie, de acolo încep să miște lucrurile mai bine. Sper să mă înșel și să înceapă de prin august să miște și în septembrie deja să zburdăm. Dar nu disperați că piața nu mișcă în momentul de față. Încercați să vă consolidați ce aveți, încercați să vă faceți un pic de ordine și unde mai puteți să investiți, pentru că va fi păcat să investiți în septembrie-octombrie când deja prețurile sunt crescute de 3 ori, 4 ori, 5 ori și
atunci să vă apucați să investiți. Cu ce aveți, cred că este un moment, vă spun asta deja de o lună, două, trei, de când vă tot spun că este un moment oportun de investit în piață, pentru că am rămas oarecum la aceleași nivele. Ba din potrivă, piața de altcoin în momentul de față este, poate stă chiar mai, depinde cum spunem, stă mai rău din punct de vedere prețuri, dar stă mai bine din punct de vedere oportunități, ca să spun așa. Și încă puteți să faceți niște mișcări mai mult decât favorabile pentru wallet-ul vostru. Și atunci e bine să vă uitați pe fundul sacului, pe fundul pormoneului, ca să zic așa, ce ați mai putea pune la bătaie. Pentru că în decurs de o lună, două, teoretic ar trebui să faceți măcar 2, 3, 4 X la ceea ce achiziționați acum. Bineînțeles, depinde și ce achiziționați. Dacă m-ați întrebat pe mine, eu personal acum aș prefera să mă duc pe proiectele mai safe în stadiul ăsta din piață. Și v-am zis că discutăm de Link, de Avalanche, de Solana, chiar dacă X-urile nu o să fie atât de multe. E un bet mai safe, să zic, pentru că în momentul în care piața revine, în principiu încep să crească cele care au cât de cât o stabilitate în piață și abia după vin și păcănelele. Și foarte bine puteți să gândiți-vă că dacă ați fi luat acum două săptămâni, să zic, Solana, ați fi luată la 120, acum este 170 și noi zicem că nu mișcă nimic în piață. Păi, da. Păi nu, și poți să faci swap-ul direct în păcănele după aceea, da, dacă intri în servicii. Exact, dar chiar dacă piața nu a mișcat, cine a cumpărat Solana cu două săptămâni are un profit de 40%, zic bine, 426, 46, 120 cu 40, 186, nu chiar, un 30%, 30 de dolari, 3 ori 2 vine 6, 36 de la 120, 156, nu, vreo 40% cred că. Păi da, e 40% într-o perioadă foarte scurtă de timp, cu risc nu foarte mare, mai ales că suntem într-un, tu investești în ceva în care la un moment dat își va reveni. Într-o piață în care nu mișcă aproape nimic. Adică era un bet safe, relativ safe. Solana era un bet safe și mai sunt chestii de gen. Stă, mă uit la Avalanche acum, 27 de dolari. Mie mi se pare foarte bun prețul de a investi în Avalanche în momentul de față. Și e un proiect, chiar e un proiect ok, nu ar trebui să ne facem probleme că dispare Avalanche luna viitoare. E foarte greu să cred asta. Chiar mi-e foarte greu să cred asta, că dispare Avalanche săptămâna viitoare. Și apropo, e pe RVA și pe Rio Modeste. Da. E pe narativ și e și pe gaming. Stă gaming, foarte bine în Avalanche. Da. Deci e ce trebuie acolo. Acum, ok, din 27 poate se duce în 20. Eu știu, dacă piața nu revine săptămâna asta, Trump nu vrea să anunțe ce așteaptă lumea să anunțe. Ia stați, căutam TradingView, dar mi era deschisă pagina de TradingView. E clar, sunt obosit. AVAX. Ia stați să mă uit un pic pe grafic să vedem unde se află. E la 26 de dolari. 26 de dolari. Ar putea să mai meargă pe la 22.9, ceva de genul. Dacă ar fi să mergem pe 21.88 chiar. Ok, nu m-aș duce să iau chiar atât de jos, dar hai un 25, da? Ce mi 25, ce mi 26? Pentru cine vrea să vândă Avalanche la 400 de dolari, mai contează 26-27? Ce ți-e 26? Ce ți-e 26? Ce ți-e 22? Am avut aceleași discuții, nu știu dacă mai ții minte, eu țin bine minte, bine că eu nu sunt așa ocupat precum ești tu, dar oricum țin bine minte discuțiile cu Solana. Bă, mai contează cum cumpăr la 11 dolari sau la 9 dolari sau la 15 dolari când vreau să vând la 200? Că am avut discuțiile astea, le-am avut. Deci țin minte clar, mai contează Solana? Spuneai tu că ar conta dacă ai cumpăra 1000, 5000, eu știu că acolo să te uiți la prețul ăla că ai avea... Da, cumpăr de 100.000 de dolari sau de 50.000 de dolari. Acolo, dacă cumperi 100 de Solana sau 50 de Solana sau 30 de Solana, deja astea sunt, știi cum, bă, o cumperi la 7 dolari și am vrut-o la 10, vai ce porcărie am făcut, cât am pierdut, știi? Când eu la 170. V-am pus în chat graficul de Avalanche. Uitați-vă ce frumos arată.
Păi nu, e de luat. Mai are un pic acolo, pe la 20 de și... Poate să mai meargă încă un pic, vedeți că are un suport acolo. Dar, ok, mi-e foarte greu să cred că se mai duce iarăși. Dacă, să zic, ar pierde suportul ăsta de 20 și următorul suport ar fi pe la 20 de dolari și următorul ar fi iarăși pe la vreo... De acolo nu mai are, până pe la... Băi, mai are ceva mic, la 16, dar puțin. După aia la 10, la 9, acolo undeva. După care se duce la 12 și la 8. Da, 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 bine, da, hai să nu gândim chiar așa că îi... E un pic prea mult. Deja e un pic prea mult. Dacă Bitcoin, să zic, ajunge iarăși pe la 50 ceva, poate că îl vedem pe la 20. Hai 16, dar mi-e greu să cred deja 16. A fost acum când a căzut în 5-3, când a căzut Bitcoin în 5-3, cred că a fost pe la 22 de dolari. Că am mai luat eu ceva, am mai luat și Avalanche ceva. Nu mai știu pe la cât, pe la 24 sau 2. Nu îți spun eu acum cât a fost. Păi nu, el cel mai jos nivel l-a avut în noiembrie 2023. Cel de 19-20 de dolari a fost atins în noiembrie 2023. Cel mai jos nivel pe care l-a avut Avalanche-ul în anul ăsta este la 21,76. 21,99. Da, acolo pe undeva. Și pe la 23-24 mai luat ceva. Deci ăla a fost cel mai jos nivel de anul ăsta. Acum că le iau la 21 sau că le iau la 26, da, ok, sunt 5 dolari care reprezintă 20% față de prețul actual. Dar na, haideți să vă zic ceva, haideți să vedem în momentul de față, să zicem că luăm de 1000 de dolari, 1000 împărțit la 26,7, cât e acum, luăm 37,4 Solana. Ok, dacă o luăm de 1000 de dolari împărțit la, cât am zis, 21,9, 37,45. Deci luăm cu 5 Avalanche mai mult. Păi nu, da. În, cum să zic, dacă îl pui opus, la ce risc îți asumi să nu mai prinzi? Să-l prinzi probabil. Da, aia zic că merită pentru 5 Avalanche. Chiar, și dacă chiar să anulezi și riscul ăsta, din suma pe care ți-o propui, ia de jumate. Și atunci știi măcar că stai, știi, bă, măcar am luat jumate și cealaltă jumătate o iau, chiar dacă iau mai scump, iau mai scump mai încolo, când e confirmat că nu mai e cât de cât e pe trend ascendent. Și asta e. Și ieși pe un preț mediu mult mai bun. Dar ca să nu iei nimica, dacă vrei să ieși, să aștepți un preț din ăsta tardă, din ăsta așa de că poate l-atinge, poate nu l-atinge, e riscat. Mai ales în condițiile astea. Acum orice piață poate să plece într-o direcție. Deci în direcție superioară, mă refer. Adică să fugă de sub noi. Și nici, știi cum o să apară chestia asta? O să apară peste noapte. Și o să apară de genul că a crescut 70-80% și zici, lasă că trebuie să fac un retracement. Nu-l mai face sau îl face la, eu știu, nu cât vrei tu, oricum nu o să se mai ajungă la prețul la pe care îl vrei tu. După care mai crește încă vreo 50-60% și pa. Atunci te-a liniștit și intri probabil FOMO la 2x3x în sus. Da. Întâmplă. Ceva de gen. Bun, dragilor, v-am pupat. Vă doresc o seară extraordinară în continuare. Aveți un pic de răbdare, un pic. Haideți să vedem un pic ce se întâmplă mâine când avem ceva știri din state. Haideți să vedem ce se întâmplă sâmbătă la Nashville, când va vorbi Donald Trump. Posibil să vedem, probabil că ați observat că în ultimele weekend-uri am avut chiar, evoluțiile au fost bune pe weekend, în ultimele weekend-uri. Țineți minte că, na, în general, piața tradițională este închisă, investitorii instituționali nu se bagă atunci și na, volatilitatea poate să fie mai crescută în weekend și din acest motiv să vedem niște mișcări de preț mai, un pic mai agresive. Dar nu vă grăbiți, haideți să vedem cum evoluează. Dacă cumva mâine avem date bune, dacă sâmbătă vedem că Donald Trump, nu știu, poate anunță rezerva aia. Habar n-am ce să zic, mi-e greu să cred, dar Doamne dă să mă înșel. Dacă mai vine și s-ar putea să avem un final de săptămână bun și implicit să vedem că săptămâna viitoare zburdăm un pic. Dacă mai vine și Jerome săptămâna viitoare, miercuri, în 31, și vine și spune, bă, gata, lucrurile arată bine, deja avem, sunt deja, dacă nu mă înșel, 3 luni consecutive în care rata inflației
în care inflația, nu, în care inflația este în scădere și până la urmă el n-a zis că o să modifice rata dobânzii în momentul în care se ajunge la acel target de 2% pentru inflație. El a spus că o să modifice rata dobânzii în momentul în care vede că avem o perioadă mai lungă de timp în care inflația scade și noi avem noi, nu noi. Când zicem noi, așa, nu știu, mă refer eu noi. Avem deja o perioadă, Statele Unite au deja o perioadă în care de câteva luni bune de zile inflația este în scădere, adică ceea ce așteptau ei. Au cam tot ceea ce le trebuie ca să reducă rata dobânzii. Nu vă așteptați să vedeți explozie pe altcoinuri și nu vă așteptați să vedeți că piața o să o ia razna până când nu vedem un all-time high pe Bitcoin. Până atunci nu se va întâmpla mare lucru. Ascultați-mă. ETF-ul pe Ethereum va evolua bine mai devreme sau mai târziu, că discutăm de o săptămână, de o lună sau două luni. Cel mai probabil vom vedea Ethereum pe la $5,000 sau mai sus. Bitcoinul să depășească acel 73-74 de mii, poate să meargă în 80-90 sau ceva de genul. Și atunci începe lumea să ia razna. Până atunci vă spun că vom sta în range-ul ăsta. Unele altcoinuri vor performa bine, unele vor crește, ok, încă se pot face bani, dreapta-stânga, pe aici, pe acolo. Dar până când nu vom avea aceste valori acolo, mie mi este foarte greu să cred că gata, rupem normele pe altcoinuri. Nu o să le rupem. O să rupem pe unele. Dar în momentul în care ele se apropie de valorile astea, încep să meargă IDO-urile, gata, se strâng iarăși bani, începe piața să devină prielnică. Dar nu 100% prielnică. Până când nu vedem că Bitcoin-ul stă pe acolo 80-90 de mii, stă o perioadă pe acolo, Ethereum-ul la fel și Bitcoin începe să piardă un pic din dominanță, adică începe să câștige Ethereum-ul și altcoin-ul încep să câștige un pic din piață, până atunci nu se va întâmpla mare lucru. Deci nu vă agitați că n-au intrat n-au intrat zilele în sac. Nu este adevărat Oxinel, nu are nicio legătură Grayscale. La fel a fost cu Mt. Gox, a fost cu guvernul Germaniei. Piața a absorbit instant acele vânzări de Bitcoin, l-a absorbit într-o săptămână. Nu e Grayscale muma pădurii. Nu, o să vândă, e ok, dar uite-te că piața încet, încet absorbe. Nu vă mai legați de chestii din astea atât de, mamă, fără ăla nu o să se poată. Nu este adevărat, se va putea. Pentru că am văzut la fel de bine cum au avut un outflow. Cu o zi înainte, în prima zi, au avut un outflow de 400 și ceva de milioane de dolari și a fost absorbit. Și cel mai probabil o să fie absorbit în continuare. Nu vă uitați în fiecare zi pe grafic, ăla, în fiecare zi să așteptați ca astăzi să se schimbe ceva. Dați-vă un pic de timp. Uitați-vă puțin mai sus la pozele pe care vi le-am pus cu Bubble, cu Crypto Bubble, cum arată piața. Deci dacă vreți să stați cu minți și liniștiți, deschideți graficul pe anual sau și vedeți diferență. Uitați-vă cum arată Crypto Bubble, diferență pe o zi sau pe oră. Și vedeți dacă vreți, uitați-vă la ce vreți voi. Vreți să vedeți roșu în fața ochilor sau vreți să vedeți verde? De voi depinde cum vreți să priviți piața asta. Că dacă vă uitați în fiecare minut și vedeți la o știre, gata, toată piața se transformă în roșu, mamă, e gata, panică, nu mai, ne ducem la zero. Bitcoin e scam. Dar în schimb, dacă te duci și te uiți pe anual, o să vezi că pe un an de zile o să vezi că piața arată, mamă, dar cât de bine arată. Mamă, dar ce creștere avem. Că fiți atenți, ca să vă dați să nu vorbesc. Doar o secundă. Doar o secundă. Ia uitați-vă că vă pun acum în chat ca să puteți să dormiți liniștiți. Uitați-vă cum arată piața pe un an de zile. Uitați-vă ce înseamnă ca și procente pentru cei care au fost pe fază anul trecut în luna iulie și au cumpărat din piață. Păi na, dacă eram suficient de deștepți, aveam 400% pe Ton, aveam 7454% pe Bong, aveam 40% plus pe Arweave, 345% pe Rune,
725% pe Pepe, 400% pe Ordi, NIR 288%. Uitați-vă cum arată piața. Ok, nu pare că arată altfel. Da, cineva a vrut să mă întrebe ceva și după care închide. Da, eu am vrut să întreb. Mă gândeam așa că a apărut ETF-ul pe Bitcoin, a apărut ETF-ul pe Ethereum. Toată lumea se așteaptă să vină bull market-ul și automat să intre retail-ul destul de cu multă foame în el. Ideea este că dacă ei sunt oarecum, vor să fie mai protejați, de ce nu ar cumpăra ETF și ar cumpăra, nu știu, pe piață? Lotus, dar nu ne deranjează deloc. Să cumpere ETF-ul, pentru că ETF-urile spot sunt obligate să aibă în spate Bitcoin și Ethereum real. Ăsta. Aici nu discutăm de future, discutăm de spot. Deci ei trebuie să-l cumpere din piață, adică tot demand înseamnă, tot cerere. Deci va fi, practic, îl vezi în cerere, da? În cerere. Da, în cerere, da, 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 da. Deci BlackRock, Fidelity au niște custozi, respectiv Coinbase este cel care este în marea majoritate a cazurilor. În momentul în care BlackRock vrea să investească 400 de milioane în Bitcoin, el trebuie să cumpere Bitcoin. Nu merge ca noi, bă. Ok, și se va vedea acel ordin în piața spot. Nu neapărat, că poate se face OTC undeva. Dar până la urmă, tot din piață trebuie să-l ia. Pentru că Bitcoin se află la prețul la care se află în momentul de față. La câte dumpuri am avut cu guvernul Germaniei, cu Statele Unite, cu Mt. Gox, care a început a distribui deja. Dacă nu aveam aceste cumpărături în piață de ETF-uri, probabil că Bitcoin era pe la valori mult mai mici. Dar ele se cumpără. Unele se cumpără OTC, altele se cumpără și zice, bă, Coinbase, vreau și eu 20 de Bitcoin. Da, boss, dă wallet-ul, virează banul, ține aici. Nu le vedem noi neapărat ca și tranzacții cum mergem noi, știi, punem noi ordin spot. Da, am auzit că se cumpără și... Da. Dar ei trebuie să cumpere, deci n-are decât retail-ul să vină să-și dorească Ethereum și Bitcoin cât vrea el, pentru că aceste fonduri de investiții trebuie să-l cumpere din piață. N-au de unde să-l cumpere din altă parte. N-am înțeles, așa, mersi mult. Cu drag. Și în plus de asta, gândiți-vă că, nu știu câți dintre voi știți, că mi se pare că Grayscale sau nu știu care dintre, cred că Grayscale, are un fond, un mini ETF, cum îi spune, pe Ethereum sau ceva, în care retail-ul poate să cumpere ETF, poate să cumpere Ethereum și cu $3. Ceva de genul. Un fel. E împărțit în atâtea feluri încât poate să cumpere cu $3. Bine, unii sunt întălăi și au impresia că ei cumpără un Ethereum cu $3. Probabil, dar e o altă discuție. Cu siguranță cumpără o fracție. La fel cum cumpărăm noi Bitcoin, colo. Da, exact. Știi, după unii și zice, bă, da, și mie, nenea, merge la Teșghea, zice, nenea, dă-mi și mie de $30 Ethereum. Da, boss, ia de aici. Da, e bine că există varianta. Mi se pare stupid să cumperi de $3, dar na, mă îndoiesc că cineva cumpără. Da, îți oferă posibilitatea asta. Bun, mamă, ne întindem. Deja s-a aproape 3 ore și și ne-am întins. De mult n-am mai stat așa. Nu ne-am mai întins atât de mult. Dar e bine. Dacă acum, în perioadele astea în care nu mișcă mare lucru în piață, lumea totuși stă și e atentă. Nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie. Păi nu, dar ăsta e un semnal. De 24 de ore. Ăsta e un semnal că va urma ceva. E, dragii mei, băi, dar mă ustur ochii, mi-e somn, e deja, e obosim. Mie mi-ar place să am încă, nu știu, 10 camemat care să veni să vorbiți non-stop, mă, dar non-stop și eu să pot să iau câte o pauză. Dar chiar de ce vorbesc majoritatea numai eu? Ce m-am trezit? Numai eu cel mai deștept de aici? Că sunt o grămadă de oameni deștepți pe grupul ăsta care tac din gură, stau ascunși. De ce, din ce cauză nu vorbesc? Să ne ajute și ei pe noi. Că sunt o grămadă aici, care sunt foarte deștepți. Să ajute pe alții. Nu, e... nu știu. Eu m-aș bucura, sincer. Deci e, visul meu este să funcționeze toate lucrurile astea încât să nu trebuiască să le țină neapărat o persoană. Numai să le poată ține oricine, dar să funcționeze la fel. Da, e. Și cu atât mai mult, cu atât mai bine. Pentru că de multe ori sunt foarte multe persoane deștepte, într-adevăr încet, dar nu toată lumea, unul, are
nu știu, darul de a vorbi, ca să spun așa, asta este unul. Dar nu-i mult până începe prima dată, că după aș dă drum. Hai să fim serioși, ce chiar așa greu, că nu mănâncă nimeni pe nimeni. Da, mă, știu, dar na, unii au trac, pur și simplu nu vor, altora nu le place. Unii știu multe, dar evită pentru că le e jenă să nu spună vreo tâmpenie, deși aici nu suntem la școală, nu dăm note, nu rămâne nimeni corigent, nu ia nimeni premiu. Adică nu-i... Deja cred că toată lumea a văzut că la noi în comunitate nu stă nimeni steală peste picior să facă bășcălie de tine sau de ceva. Ba, din potrivă, vine și spune, bă, uite, acolo ai greșit, ai făcut dacă vrei. Acum mai sunt din ăștia, ați văzut și voi că mai sunt de ăștia care vin și pleacă repede în 5 minute, au și plecat, că nu e... Voit sau nevoit? Voit sau nevoit? Da, da, da. Are grijă Adrian de ei. Da, da. Dar sunt și persoane care probabil... acum nu vreau să jignesc pe nimeni, eu cred că, eu nici nu vreau să cred treaba asta, dar eu cred că nu vreau să cred că sunt persoane egoiste care nu vor să spună dacă știu mai multe și să ne lumineze și pe noi dacă greșim. Mai degrabă emotive. Romeo, ce ne zici, Romeo? Spuneam doar că le și place să intre rapid și să plece. Da. Nu, dar îi mai ajută. Nu apuc eu, eu n-apuc să fac, îi ajută colegii mei acolo de SLR. Adrian, weekend, sunt prezenți acolo imediat. Ei sunt cu iată. Da, da, da. Bine, eu oricum n-am, să nu se înțeleagă, eu nu pot să scop pe nimeni afară, eu sunt un simplu membru, singurul care l-am eu aici în grupul e că mai pot pune link-uri, deci mi s-a dat dreptul ăsta, dar eu n-am grup de, eu nu fac parte din echipă, să nu înțeleagă că mulți cred că eu fac parte din echipă și așa mai departe, nu fac, eu sunt un membru, din cauza asta vă și spun, intrați și vorbiți că nu vă mănâncă nimeni. Eu sunt un membru normal în și pot să-l confirm, mister, să nu creadă cineva că eu sunt... Nu, n-avem... N-am nicio treabă. N-am nicio treabă cu grupul de suport, n-am nimic. Deci eu sunt un membru simplu, pur și simplu. Că am eu, că mai am voie să pun link-uri și așa, e că totul că am promis că nu fac prostii, dar nu... Dar nu, până la urmă e pe lângă tine, mai sunt încă membri care poate să facă, pentru că a fost vorba de încredere, de faptul că oamenii în timp și-au dovedit valoarea pe grup și-au dovedit încredere că pot să fac asta. Despre asta a fost vorba și despre faptul că au contribuit și au adus informații valoroase. Eu aș prefera din 10.000 de membri când sunt aici, toată lumea să poată să pună orice, dar știm foarte clar că nu se poate asta, că se pun link-uri neverificate. Până la urmă aici este vorba de, și nu e vorba de a favoriza pe cineva, că cum a zis și mie, bă, n-avem nimic, n-am împărțit aceeași masă amândoi, nu ne-am, din păcate încă n-am reușit să ne întâlnim și face-to-face, să stăm. Adică, exact. Nu e nimic, dar mai sunt persoane care pot să posteze pe IDO announcement pentru că i-am văzut că sunt atenți. Adică chiar nu, mai mult decât deschis la oricare, dar până la urmă trebuie să înțeleagă toată lumea că este doar o chestie de dacă cineva nu poate, dacă marea majoritate nu poate să facă asta, este doar pentru că noi ne dorim să protejăm pe cei care nu știu de link-uri și de alte chestii de genul ăsta. Nu că n-am vrea, că n-aș avea nimic împotrivă. Sincer vă spun, n-aș avea nimic. Dar dacă vă arătăm canalul de login sau cum îi spune la care îl avem noi acolo, care ne dă informațiile despre ce se întâmplă în chat, cine ia ban, cine pune link-uri, păi dacă vă arăt câtă lume încearcă să pună link-uri și tot felul de informații și de alea, vă luați de cap. Dacă vedeți câte link-uri scam încearcă să se pună în fiecare zi. Noroc că avem botul care vine și îi de ban și nu lasă să posteze link-ul. Da, dar la început nu n-a fost și să știți că a fost destul de rău. Bine că v-ați gândit la chestia asta, că a fost foarte, foarte nasol la început. La început era chiar un haos aici pe grup. E greu să-l monitorizezi. Da. Nu poți să stai, că nu poate nimeni să stea 24 de ore din 24 să stea geană să vadă oare ce link a pus. Nu. Și atunci, până la urmă, că nu e ok, vine, băi, dar nu poți să pun eu link-ul. Păi nu poți, că dacă vrei tu să spui link-ul de referal sau nu știu ce, nu este corect să nu-l lași pe celălalt. Da. Și dacă se apucă 100 de persoane pe zi să pună fiecare câte un link, la nebun mergem direct. Și nu știu câtă lume ar vrea să vadă 70.000 de link-uri pe zi. Nu știu.
Și atunci, da. Bun, gata. 3 ore fără 10 minute ne ajung. Dragii mei, v-am pupat. Vă doresc o seară extraordinară, o săptămână minunată. Încercați să aveți răbdare. Încercați să vă uitați la piață exact așa cum este. Stăm foarte bine în momentul de față în piață. Nu vă panicați de nimic. Aveți răbdare. O să vină și momentul IDO-urilor. O să vină și momentul acelor X-uri multe. Încă puțină răbdare. Este vară. Bucurați-vă un pic de timpul de afară. Bucurați-vă în weekend. Adică dacă e ceva ce mă bucură pe mine, e că am reușit în comunitatea asta weekendul să-l facem mai chill. Lumea să nu se agite. Și eu sper și în bull market să fie asta. Deși va fi un pic mai greu. Dar să vedem că lumea mai stă și își mai vede și de chestiile personale. Nu deschideți wallet în fiecare zi. Știți foarte clar ce aveți de cumpărat. Dacă aveți bani, puneți-vă niște ordine de cumpărare pe prețurile pe care vreți voi. Și de aici înainte, doar răbdare. Nu mai aveți bani de investit, nu mai investiți, dar rămâneți activi și uitați-vă că este doar un pic. Mai avem un pic, nu mai avem mult. Noapte bună vă doresc. Noapte bună, mulțumim. Numai bine, sănătate mult. Vă salut. Sănătate.